Bun găsit, dragilor, sunt Gianina Iacob, bine revedem cu drag la un podcast. A debutat în televiziune când eu mă nășteam, adică în 1986. Bine, acum nu știu dacă e un compliment pentru el, însă cumva pentru mine a fost că, da, totuși fac parte așa dintr-o echipă cu oameni experimentați în televiziune. Și nu numai, însă m-am încântat când am văzut informația asta și mai mult m-am încântat în momentul în care, în urmă cu un an, când m-am alăturat acestui proiect de podcasturi, am aflat că este coleg cu mine și că fac parte din această echipă mare numită Buff Media. Invitatul meu de astăzi se numește Cătălin Oprișan. Bun găsit, Cătălin! Sărbuna, bine te-am găsit! Și am crescut cu muzica dumneavoastră, știi? Am crescut cu... Sărbuna! Mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea să vii aici. Recunosc că... Auziți, eu în presă am intrat în 2007. Eu ieșeam. Și îți dai seama că tot auzisem de tine și tot cine te vedeam la TV. Da, cine mă, mai ales că eram pe sport, da. am fost și eu. Și mă uitam așa la tine cu drag și totodată mă întrebam, băi, zic, eu simt la omul ăsta că parcă e arogant așa puțin, știi? Nu știu de ce, simțeam că ești arogant. Și până de curând, adică până să te cunosc și până să te văd față în față, chiar am fost atentă la modul tău de abordare și de exprimare, adică în momentul în care am văzut că zici: "A, bună, bună, să română", și așa zic: "Uite, mă, stai, mă, ăsta și ăsta dă și binețe, dă bună ziua, răspunde și la sărute, băi, atât treabă tot." Și da, și atunci am stat așa un pic atentă, zic: "Băi, o juca teatru, o fi pe bune." Da, exact, știi? Mă gândeam, zic, cred că teatru acum și după aia când pleacă nu mai salută. Da, zic, cred că zice așa să română că dă bine, știi? Adică... Dar n-am zis bună niciodată sau... Nu? Nu. Și la fetițele alea mici din bloc care îmi zic sărumâna ele, știi, mm-hmm, spre rușinea mea, adică mamă, cât sunt de bătrân, tot cu sărumâna le răspund. Serios? Nu-mi vine bună. Mm-hmm. Așa, tot sărumâna. Da, ce tare, sărumâna, e super. Sărumâna, sărumâna, știi? Așa m-am învățat. Mi-e greu să zic bună. Mm-hmm. Da, sărumâna. Te cred. Și na, asta cumva a fost primul test, știi? Sărumâna, da, nu știu ce, da, zic, da, ok, hai să vedem. Hai să mai departe. Să vedem, da, să mă conving dacă într-adevăr e arogant sau nu, știi? Și apoi când am văzut că vorbeai cu mine așa ca și cum ai fi știut, știi? Zic, bă, uite ce păcate mi-am făcut, da, știi? Vezi? Cum vezi, judeci... Coleșa sus. Exact, cum judeci omul, știi? Fără și să... n-ai nicio vină. Fără să-ți dai seama. Tot din 81 stau tot în militari, am mașină de 20 de ani, n-am niciun gând să plec. Ce aroganț poți faci la Piața Veteranilor? Da, corect, dar știi ce mi se părea că ești tu? De asta, cum se zice, când... impostor, știi? Jur. Iată. Deci mi se părea că, băi, da, tot că respectul... Că jocul rol sau ceva, da, nu? Da, exact, exact, știi? Adică mi se părea, bă, tot respectul față de cunoașterea lui, față de experiența lui TV, păi, știi? Ce arogață putea să facă în militari? Impostor, adică, băi, hai să dau bine, știi? Și hai să aia, dau, da, bine că sunt de treabă, că nu știu ce, și după aia, pac, dau la... M-am copilărit în școală cu niște băieți uriași. Cum? Ar fi? Zace, Dumnezeu să-l ierte, Cozo, Tigana, Dobironț, Elvis, Griguță... V-ați adunat? Griguță, adun Costel, așa. Clăbuc, Laurian, adică niște băieți, Robot, Robot care a căzut tot în, de la băutură, a căzut tot într-un canal de săcupă Romeo Roceau și l-a îmbrăcat tot în gips și de-aia zicea Robot, adică niște băieți de la care am avut ce să învăț, Motor, Locotenentul, nu cred că sunt doi pe care să-i fi știu cum îi cheamă, mm-hmm, în buletin, în cartea, mm-hmm, de identitate, de la care am avut ce să învăț, adică erai, lucruri folositoare în viață. Erai și tu alifie, alifie, am auzit. Alifie pentru că ne aveam voie la ștrand și eram alb, deci de seama băieții mi-au zis alifie, nu... Albule sau Limbă. Mm-hmm. Limbă era un personaj imens și mai este și mă întâlnesc cu el și îl salut pe calea. Nu știu cum îl cheamă, niciodată n-am știut cum e în buletin. Mm-hmm. Am fost Limbă toată viața. Adică am avut de la cine să învăț, dar pe partea asta la altă am fost și băiat cu minte, știi? Că fiind gemeni, cred că din cauza asta, așa cu două, știi?
Echilibrat cum ar veni. Adică trebuie să știi și școala vieții cu nii. Știi? Școala vieții. Da, și uite, urmărindu-ți ieri reportajele, recunosc, te-am visat toată noaptea. Și reportajele, prezențele la podcast unde ai fost. Și toată noaptea am stat și l-am visat pe Cătălin Oprișan, m-am trezit de dimineață, zic, băi, frate, cine știe ce-o fi în capul meu, subconștientul meu, cum a rulat ce-o acolo. Ce-o fi strănutat ăla, sughițat toată seara. Exact. Și mi s-a părut, adică observându-te, că ăsta e next level, știi? Da, am trecut deci ceva mai profund. Acum... Da, da, e băia bun, hai să vedem cum ne poate inspira și pe noi femeile, știi? Că bă, bărbații, clar, oricum am văzut că toți bărbații sunt fanii tăi. Așa, aici fac o paranteză. Deci, tipa care mă face pe mine la păr, Adina, îmi zice, auzi, Janina, da, îmi zice, auzi, Janina, dar tu pe Cătălin Oprișanul îl chema podcast? Zic, băi, lasă-mă, frate, da. Zic, și femeile acum sunt cu el, până acum auzeam de bărbați, dar și femeile se uită la Cătălin Oprișan, dacă îmi place foarte mult că e atât de deștept și avea atât de multe informații de la el, și eu decât să stau să citesc cu carte, mai bine lasă pe Oprișan, știi? Zice, mi se pare mult mai interesant. Așa, și urmărindu-ți aseară prezențele pe la podcasturi, am observat lucrul ăsta la tine, că... Băi, știi foarte multe, dar nu ești genul tocilar. Adică îți place și Caterinca, pui acolo și, cum zici tu, la cola asta, da, apă cu întuneric. În fine, știi? Și ai ambele laturi în tine, cum ar veni. Adică nu stau lângă tine și aș considera că stau lângă Banciu, de exemplu, pe care îl cunosc și care mi-ar face capul calendar doar cu câte știe el și eu cât de fraieră sunt. Tu ești genul care, ok, le ai asta pentru tine, dar ai și partea aia în care... Bă, nu vreau să mă laud cu asta, adică n-am făcut asta ca să arăți asta. Da, sunt oameni mult mai citiți, sau mulți mai, adică nu cred că trebuie să faci o comparație. În timpul asediului din Atena Antică, unul dintre 7 înțeleți ai Atenei Antice, Bias, ei știau că o să fie atacați și ăia plecau, știau că o să vină oștile și îi atacă într-o săptămână, două, și ăia plecau cu ce au putut. Băi, luați-vă de acasă ce puteți și voi pe vremea aia. Și Bias mergea cu mâinile în buzunar. Și ei au zis, băi, ești nebun, uite, noi am luat un porc, un câine, un copil, o nevastă, o ceva, cu tare. Și el a zis, omnia mea, cum port-o, port cu mine tot ceea ce am, ce să iau cu mine, a zis. Mm-hmm. Ce, voi ce ați luat? Păi el a zis, o papone, să termine mâine mâncarea, mă, sau păi mine. Mm-hmm. Cu ce rămâi, știi? Porți cu tine ce să iau, să vin, să ce, să fi citit aseară două cărți, să vin să zic, mamă, ce tare sunt. Și ce, te prindeai că nu e așa. Și mă întreb din a treia carte și nu știu, și mă fac de râs. Și atunci cel mai bine e ce ai porți cu tine. Mm-hmm. Nu trebuie să par nici mai deștept, nici mai... Sunt oameni, nu mai uite, am dat peste Damian Anfile, fratele nostru, care e... Am dat peste Bogdan Simion, Cobzar, ultimul Cobzar, care vorbește 4 ore, tu stai așa și vorba ta, mai bei niște apă cu întuneric, atât. Adică sunt niște oameni sau sunt zeci de profesori, zeci de cutare, dar acum nu cred că trebuie să vă arătăm cât suntem de deștept sau știi, că nu asta e ideea. Ideea e că viața e grea, oamenii sunt obosiți, supărați, frământați și vor să asculte, ori să-l vadă, ori să asculte în căscuțe, pentru că multe femei mi-au scris, Cătăline, te ascult în timp ce spăl vasele și fac treabă prin casă. Ce tare. Adică dau cu aspiratorul, nu știu ce, și mamă, când mă uit, au trecut 2 ore, am terminat casa de făcut. Știi? Adică nu e o chestiune să zici, mamă, stai să-l ascultăm pe ăsta, în liniște, să cânte o muzică în surdină, un Mozart sau un Wagner și nu, doamnele, le-a făcut, nu le cunosc, habar n-am cine sunt, mi-au scris doar, doamne, cum au trecut 2 ore, de-a mea întrebat acasă de făcut. Și ce ați făcut? Păi am dat cu aspiratorul, am spălat alea cu căscuțe în urechi. Nu m-au văzut. Știi? Să rămână, mulțumesc, adică dacă oamenii îți trimit mesaje de genul ăsta, înseamnă că ai făcut ceva ok. Știi că altfel după 2 minute scoate ăla și aruncă căștile. Lasă-mă în pace, că mă deranjează. N-asculți 2 ore în timp ce faci ceva. Corect. Dar tu nici nu te forțezi să fii altfel decât ești, nu? Și am mai spus ceva fără ipocrizie și care extrem, cred că e extrem de important și s-a dovedit acum când cu doamna Clotilde, când cu scandalul cu cei de la Salubritate. Am zis, domne, faptul că apar la televizor sau că te aude lumea la radio, cred că e atât de important, că se poate trăi și fără tine. Dar fără un băiat care să-ți ia gunoiul la 45 de grade 2 săptămâni să nu ți-l ia, eu cred că ăla e mai important un picuț. Da? Să nu uităm ce s-a întâmplat mai acum vreo 2-3 ani prin București, când oamenii de la Salubritate i-au zis că nu mai iau gunoiul. Da, corect. Da? Adică omul ăla cred că e un pic mai important ca noi. Știi că tu vii și te dai mare și spui, stau că eu am apărut la televizor, eu am 10 ani colo, eu am 15 ani colo. Păi bune, și ăla nu-ți mai iau gunoiul o lună. Hai să vedem care e mai important. Că tu după 2 săptămâni nu mai stai în blocul ăla.
Corect. De miros și de asta, știi? Sau un medic sau un... Adică oamenii așa te receptează. Mamă, ăsta apare la televizor. E o meserie ca orice alta. La un moment dat, într-o anumită conjunctură, ai prins. N-aveau oamenii pe cine să pună să recite. N-aveau oamenii pe cine să scălâmbăie la televizor. Și te-au luat pe tine. Faptul că ai prins sau nu, asta contează mai mult sau mai puțin. Dar tu să vii să spui, mamă, eu apar la televizor. Și ăla zice, și eu fac pâine. Care e mai important decât noi? Că tu nu poți trăi 2 săptămâni fără pâine. Adică ăla cred că e mult mai important. Sau știi, faptul că apar la televizor, stai la, de la televizor. Așa la fel de bine poți zic, uite, stai un medic bun. Sau stai un profesor bun. Sau stai învățătoarea mea care... Nu cred că cu asta poți să te dai mare. Adică faptul că apar la televizor înseamnă că Andreea Esca nu mai trebuie să iasă afară din casă. Care are 20 ceva de ani, nu? 95. Păi tu ai mai mult. Are, da. Păi și ce să vin să zic? Să vin să zic că ce? Că în asta românească am mai spus, în mass media și în televiziune și astea, singurii doi sunt Dana Mladin și cu Andrei Duban. Înaintea mea, care erau mai bătrân. Și bun, și ce să vin? Să povestesc că eram în studioul 5 al televiziunii române când unii nu știau unde e televiziunea. Și așa, și? Și că am jucat în piesă de teatru și că am fost fiul lui Vladimir Găitan, Dumnezeu să-l ierte, și mama mea a fost Diana Lupescu. Da, foarte bine, la un moment dat, așa, și că unchi mea era Dan Tufaru. Foarte tare. Bravo. Și alții vin și spun, stai mă, că eu am fost la Olimpiada de Matematică. Și am luat la Olimpiada Internațională și am luat premiul 3 și am bătut niște indieni și niște vietnamezi care erau cei mai buni din lume. Ăla de ce nu s-ar lăuda? Adică nu e o chestiune așa de... Pe vremea, poți să povestești ce se petrecea acum, că nu existau camere digitale și nu se trăgea digital și am mai povestit că ăia trăgeau pe bandă, pe Orvo sau pe Agva sau și așa mai departe și te rugau să termini cât mai repede sau să faci cât mai bine, să le mai rămână și lor niște camere să ducă la un botez duminica să tragă și ei ceva, știi? Era pe vremea lui Ceau. Asta da. Da, nu e o chestiune așa să te... Adică cum, mergi pe stradă și ce zici? Băi, eu lucrez la televizor, eu apar la televizor? Păi da, dar tu nu ești doar apar la televizor. Păi nu, tu și ce, ești... mergi pe stradă și ce spui? Bă, de la mine ați învățat mai multă istorie? Da, mi-a plăcut niște chestii, am citit. Sunt unii care știu mult mai multă istorie și care nu apar la podcasturi sau la astea, pe care îi descoperi mai târziu. Am descoperit, uite aici, o prezență senzațională lui Popa, directorul muzeului Grigore Antipa. Omul are 320.000 de vizitatori pe an, este cel mai vizitat muzeu. Ar fi putut să zică, băi, mersi frumos, n-am nevoie de publicitate. Când a răspuns la telefon, a zis când trebuie să vin. Nu-l știam, nu nimic. Domnul Luis, uite așa, Cătălinu, și am vrea, gata, când trebuie să vin. Și a venit și a stat 3 ore aici. Și a povestit și așa mai departe. Omul ăla de ce nu e important? Omul a intrat într-un birou, într-o magazie și a găsit geanta de călătorie a lui Emil Dracoviță, care era de 50-60 de ani ținută într-o pivniță. Și omul a scos-o. Pentru mine se pare mai important ăla. A găsit geanta cu care Emil Dracoviță colindase pe oceane și așa mai departe. Sau sunt zeci, sute, mii de oameni. Mult mai... Cum ar fi să meargă toți pe stradă să zică, băi, băieți, eu știți cine sunt? A, te bucuri când vine cineva la tine și spune, uite, am ascultat aia și am mai aflat aia de la tine sau de la invitatul tău. Sau, uite, am mai citit aia. E ok, te simți, adică te simți bine că uite omul ăla sau băi uite tu ai recomandat filmul ăla, m-am uitat la el senzațional și așa mai departe. Atunci n-ai cum să spui că nu te simți bine. Dar de aici până la a merge să spui stați mă așa toți ăștia care apăreți voi la televizor, vorba ta, păi tu te nășteai când eu eram sătul de TVR. Așa și? Unde e șmecheria? Te-ai născut mai înainte sau te-ai născut mai târziu. Și poți să spui așa, eu intram în TVR în prima dată în 1982. Și acum suntem în 2023, deci acum 41 de ani. Păi ia mai veniți, mă, care mai sunteți să spuneți că cu 41 de ani erați în TVR? Dar am luat nici Duban, care erau mai mari ca vârstă. Da? Dar și vin acum, zic, băi, Dănuț Negru, ia taci, mă, de mură, că n-ai cât mine. Sau ce legătură? Sau Brenciu, te-ai lăudat că ai 30 de ani de televiziune, am 41. Constant, adică 82-89, era săptămâna în TVR. Și... Și mâncam la masă cu Angela Simirea, stătea lângă mine, cu Mirabela Dauer stătea lângă mine, cu Corrado Negreanu stătea lângă mine, am stat pe genunchi, cu Ion Marinescu care recita așa, cu toți ăștia, cu Loredana era lângă noi, era un pic mai mare, tocmai debutase la Mamaia. Și? Dar te consideri norocos? Da. Da, pentru că ai putut să stai lângă oamenii ăștia, ok, de la unii te băgau în seamă, dar să stai o lună și jumătate la filmări cu Vladimir Găitan, Diana Lupescu și așa mai departe, ai ce învăța tu având 10-11 ani, știi? Adică ești norocos când ai dormit în aceeași cameră cu Duc Adam,
Duca Helmut, Duca Adam într-un pat, eu într-un pat. Adică era om pe care la 10 ani îl vedeai când urla domnul Teoharie Coca-Cosma, suntem finaliști cu Pai la București și tu peste 15 ani să dormi în cameră cu Duca Adam. Dar ce ai căutat să dormi? Am fost la Sevilla. Ah, păi și ai dormit în cameră? Da. 2001, prima dată când se întorcea la Sevilla, erau 15 ani de la Sevilla. Și ne-am dus la hotel și... Păi și cum s-a întâmplat asta? Adică el nu... Mi-a fost 4 inși, am luat două camere. A. Doi cu doi, cu Gică Flușter, cu Jean Popa, cu, știi, a fost gașca mai mare. Vei? Și gândește că asta se întâmpla în 2001. În 1986 tu te uitai la televizor al negru când Duca Adam ridică Liga Campionilor. Adică sunt niște chestiuni. L-am sunat pe Hugo Sanchez când s-a retras Hagi, Hugo Sanchez, marele atacant, și mi-a răspuns o domniță din Mexic. Și am zis, bună ziua, sunt, uitați așa, lucrez la ziar, la Gazeta Sportului, cel mai tare ziar de sport, se retrage Gică Hagi și am vrea să vorbim cu cei care l-au cunoscut. Așa, aș putea să vorbesc cu domnul Hugo Sanchez, domnule, într-o convorbire vă sun el înapoi. Bine, mă, zic, mersi, ce text aveți. În 10 minute a sunat Hugo Sanchez. Hola, Catalino, cum ai stai, mă, cu tare și dă-i. Și am vorbit jumătate de oră, că m-am învățat să recit în versuri, să înjur, să nu știu ce, îmi dădea crash toată ziua. Sau chestiuni din astea, știi? Adică n-ai cum să nu te consider norocos. Cum naiba? Am vorbit cu... dar e poza acolo. Am vorbit cu Pochettino la telefon înainte de a ajunge la PSG și când a venit PSG-ul să joace cu Madrid, m-a suit în autocar. Vino, mă, încoace. Și am urcat în autocar și am trăit, uite, poza acolo. Și am trecut pe lângă Ronaldinho, Aloisio, Hugo Viana și Pochettino. Și a zis, vino, mă, încoace, stai cu noi aici în autocar. Ăia toți jos... Și mi-a zis, bă, am 10 bilete de n-au dat ăștia de la Rapid, nu vrei și tu? Și mi-a dat 10 bilete Maurizio Pochettino. Sunt niște, alții au făcut, de exemplu, e Emil Hosu-Longin, care s-a dus la ăla din NBA și a stat la 3 metri de Michael Jordan. Păi el ce să mai zică? E acolo, era Jordan și el aici. Sau sunt unii care au stat cu Schumacher, sau unii care au ăia, ce să mai zic atunci? Adică eu mă zic cu Hugo Sanchez și cu aia și ei. Da, mă, dar mie mi se pare că tu ai ceva așa. Ceva, așa, așa nu știu, probabil că le povestește altfel sau adică foarte mulți au povestiri mult mai interesante, dar dacă stăteam lângă regretatul Tuțu Condurățeanu, pe care îl amintesc în orice podcast și lumea spune, bă, felicitări că ți-aduce aminte, dar nu fac cu ipocrizie, adică mama m-a mai bifat un podcast în care ăsta e al 12-lea în care am zis despre Tuțu Condurățeanu, nu, asta birou lângă birou, omul avea niște povestiri fabuloase, adică sunt oameni care, dar care... Nu avea posibilitatea să le povestească pe vremea aia. Și la mine, dacă n-ar fi existat poate podcasturile astea, eu am început la Bobonete sunând duminică seara. El m-a sunat duminică, nu știam ce e la podcast. Habar n-am, eu sunt în urmă cu tehnologia totală. Eu n-am avut WhatsApp, n-am avut Waze, aveam telefon cu disc. Înțelegi? Mai dădeam MMS-uri și așa mai departe. Și într-o seară duminică. Și zice, vin mă mâine luni la două și zic, băi Bobo, n-ai vreun invitat, a murit cineva. Cine n-ai sună duminică seară pentru luni, știi? Și așa, dacă nu m-am dus la el, n-am vorbit, ca și cu tine, n-am vorbit despre ce discutăm. Deci s-a legat și sunt 3 milioane în 2 ani. Am fost la Bumărul și Milenialul, la Zob și la Silviu Petcu și au pus ieri cum am făcut primul milion cu Oprișan. Următorul are 27.000 după mine. Și eu am 1.000.000. Păi aia zic. Știi? Dar nu fac nimic, nu mă scălâm, băi, nu. Fiind și stăm de vorbă. Și tu mă întreb dacă omul ăla din fața mea scoate ceva de la mine, atunci e meritul lui. Adică eu aceleași povești le am, eu n-am cum să mă inventez. Le-am și spus, băi, în multe locuri nu mă duc. Și la tine am vrut să te refuz de multe ori. În sensul în care, ce naiba să mai povestesc? Deci nu sunt Constantin Bălăceanu Stolni să am 100 de ani și să am o viață întreagă să pot să povestesc. Păi dacă îți povestesc într-un an de viață, am 100 de povești. Eu n-am până la vârsta asta. Ai fost un numărător de cornere? Da? Eu am lucrat pe fotbal internațional, nici măcar n-am experiența unor, al lui Bratone, de exemplu, care a stat toată viața lui pe stadioane, unde are Harvey, al lui Silviu Corneanu, al lui, eu am stat cu fundul la birou. Bagabonțeala asta și școala vieții e că am stat pe lângă ei, dar eu la bază am tradus și am scris știri despre Figo. Eu n-aveam cum să mă duc cu Figo la băutură. Știi? Adică ei au și chestia asta. Emil Hosu-Longin a stat 30 de ani pe stadioane, pe arene, că e de basket, că e parchet, că e iarbă, că nu contează. Turnee finale, stai de vorbă cu oameni, e altceva. Eu n-am avut chestia asta. Pentru că natura meseriei scria fotbal internațional. Ce puteai să faci? Stăteai de vorbă pe telefon cu Gică Craioveanu și îl vedeai odată pe an când veneai în vacanță. Când venea el în vacanță, două săptămâni. Atât. A, deci tu reporter de teren nu ai fost? Am fost când mi-a plăcut mie și că mă duceam eu, dar eu n-am făcut teren. Aha, okay. Eu tot cu tot ceea ce mă știu cu toți băieții și cu toate fetele din mass media este că pe vremea aia când ne-am apucat noi chiar exista o castă, o breaslă. Adică când fluierau odată Longinii și se mergea la Sport Spirit, veneau, nu conta de la ce ziar ești, ci conta de unde ești
Ce era aia? A doua zi tu dădeai o știre. Deci noi beam acum până cădeam sub masă. Și mâine dimineață tu dădeai o știre și eu eram ziarul concurent, sufeream două zile. Adevărat. Da, șprițul de ieri a fost șpriț de ieri. Merdeneam, mâncam, cădeam sub masă, cârnăciori și astea. Lucram pe Spania cu Andrei Niculescu și Andrei Niculescu frigea ceva în Prosport și eu în gazetă nu o dădeam, două zile nu vorbeai cu mine. Te ofticai? Moreai, nu că te ofticai. Dar în primul rând că tu dimineața cu mâinile tremurândele luai pe Mondo. Păi mai așteptam să mă duc la redacție? Ce ai nebunit? Pe linia lui 41, cumpărai direct, mergeai pe ăsta. Mama, dat-o ăsta să mor. Așa era atunci. E, și chestia asta s-a format. Știi? Eu nemergând pe... Adică, mă știu cu fotbaliștii din ziua de azi, cu ăștia actual, fără să fi mers cu ei la șprițe. Dacă aș mai și fi mers... Pentru că prin natura meseriei n-aveam. Cum ăsta e pe fotbal internațional. Cu cine? Și ai la băutură cu Gică Popescu când era capitanul Barcelona, apoi el stătea acolo. Dar Gică Popescu cumpăra Dom Balon, îl punea în plic și îmi trimitea patru bucăți în fiecare lună prin avion. Și eu mă duceam la aeroport cu 783-ul, cu aia verde, cu mașinuța verde și ajungeai acolo și Gică Popescu scria de la Gică Popescu pentru Cătălin Oprișan și îmi dădea patru bucăți de Dom Balon, reviste. Capitanul Barcelona ridicase la Rotterdam cupa cupelor deasupra. Cine mai făcea asta? Și acum când ne mai întâlnim, mai zic că ții minte, da, când trimiteam pe Sorin să-mi cumpere din alea, că Dom Balonu și... Eu le citeam că era revistă, nu treci, nu era, era vie tot timpul, nu era de actualitate. Exact. Mai pârleai niște pozuțe, niște ceva. Asta e, de-aia poți să zici că te consideri norocos. Știi, alții se consideră norocos că au făcut cronică teatrală și că au stat lângă un domnul Diaconu, l-au prins pe Bibanu, l-au prins pe Beligan, l-au prins pe Gidinică, Dumnezeu, pe Marinuș Moraru, pe Toma Caru și așa mai departe. Ăia nu sunt norocoși? Alții, Tavi Ursulescu, sunt norocoși că i-au prins pe toți greii muzicii românești, de la Dan Spătaru până la... și așa mai departe. Adică fiecare cred că pe felia lui se bucură. Că... Da, mă refeream la noroc și din punctul ăsta de vedere pe care l-ai spus tu mai devreme, dar mă refeream noroc și în sensul de lipici, de carismă. Dar ăsta nu mai e al tău. Da, nu știu dacă ăsta se cultivă. Cred că e moștenit, nu-mi dau seama. Adică, cum ai putea lucra la el? Păi nu știu. Ca să ți-l cultivi, știi? Sau să ți-l îmbunătățești. În primul rând că, Doamne iartă-mă, de ce îi faci așa ceva? Dar el vine de la sine. Ah, hai să zic o poantă, nu știu ce. Și începi și o povestești. Da, a fost în Delta acum și am vrut să mă duc la Sulina, la cimitirul de acolo. Intenționat, adică am vrut, gândit, voit să mă duc acolo, să mă duc în cimitir, unde sunt 21 de nații din toate națiile lumii astea și acolo se află mormântul lui Benjamin Kreber, care este un marinar de pe vasul HMS, cum e Her Majesty's Ships, Cockatrice, care a venit în 1865 încoace în România pe brațul Sulina pentru că lucra la Comisia de Dunăreană, Comisia de Exploatare a Dunării, și care a scos o minge de fotbal. Și care a coborât pe pământ, a găsit niște băieți din localitatea Partizan, că se sătura să joace între ei. Și au început joace. Ăla este considerat primul meci de fotbal de pe teritoriul României, 1865. Ce tare! Și o povestești cuiva ăla, zice, wow, ce tare! Păi eu n-am niciun merit! Ce merit am eu? Că n-am fost nici pe vas! N-am fost nici cu băiatul ăla, ăla a venit cu o bășică sub braț. Într-o vreme în care fotbalul, când a apărut, fotbalul adevărat, prima echipă Sheffield e 1857 și ăla la 1865, deci peste 8 ani, juca fotbal în România. Deci nu stai chiar atât de departe, stai că a venit peste 100 de ani fotbalul la noi, nu. Băi, că n-a fost meci organizat, ăla a coborât de pe punte și a zis, băi, m-am săturat joc cu Gianina și cu ăștia la 2, hai să chemăm și pe unii de aici din sat, cum or fi vorbit ei, cum s-or fi întâmplă, băi, fii atent, fugărim bășica asta, ăia nu știau regulile, nu contează, mă, punem două cărămizi cu alea, două cu alea, două și hai să jucăm. Nu e partidă de fotbal, că nu e scrisă, dar, ba nu, este scrisă, pentru că comandantul nu merge, pentru că unul dintre comandanții vasului sau comandantul vasului Cockatrice ăsta de... se afla acolo, îi scrie unui amiral, domnule, am nimerit într-o zonă aici la Solaina, cum ziceau ei, Solaina, unde sunt țânțari și din astea aducătoare de molime, și ar trebui să plecăm de aici. Și ne-am dus în altă parte a deltei ăstea, ce naiba au ăștia aici, unde bate vântul și nu mai sunt țânțari, unde echipajul meu a început să joace cricket și fotbal. Deci există și documentul scris. E în arhivele, eu m-am zis că mă duc să le caut, este în, mă duc pe jos. Sunt în arhivele Marinei Regale Britanice și eu vreau să mă duc să iau actul 26 ianuarie 1866 pentru că ăla este actul de naștere a fotbalului în România. Eu mă gândesc că Federația Română de Fotbal, nu vreau să zic că nu interesează, că oamenii de acolo chiar îmi sunt prieteni și de fiecare dată când am discutat cu ei. Eu aș lua un pop anglican, un călugăr anglican
și l-aș duce acolo la Sulina. Și așa prinde o lumânare. Unul de la Federația Română de Fotbal și un călugăr anglican. Eu așa aș face dacă aș fi. Așa ca reportaj sau ca gest? Nu ca reportaj, ca gest. Da? Că eu nebunesc astea când văd, când se spune mâine mergem să aprindem lumânări la mormântul lui Hâldan. Hai toate televiziunile și aia calcă adevărat pe mormintele din spate. Astea nu se fac așa, părerea mea. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Mergem, aprindem, face unul o singură poză pe care o dăm peste două zile. Ca să nu mai poată să mai vină nimeni. În momentul în care eu calc pe mormântul unii, ia dă-te mă așa să fac și eu un zoom cum a prins o lumânare, aia nu mai e. Așa și aici. Nu te duci cu alai, hai să facem în delta. Nu, tu de la federație, te îmbraci frumos, 2-3 inși, cu un călugăr anglican după tine, cu niște lumânări sau ce ori aprinde acolo, faci o slujbă, mormântul e foarte bine întreținut, piatra aia tombală, faci o slujbă acolo, faci ceva, pentru tine, nu pentru mama, hai să ne filmăm cu toții acum că am făcut. Dar ăla este actul de naștere al fotbalului în România. Ce fain. Da? Bun, avem și un document scris? Avem, în care ăla scrie Solaina și Partizani. Băi, deci nu e că undeva România, dar nu suntem siguri. Hai să-l găsim. Ce trebuie să facem? Păi trebuie să facem niște diligențe către Marina Regală Britanică. Păi voi sunteți nebuni, cine să facă asta? Alții din altă țară care ar avea datele astea concrete, nu s-ar apuca mâine dimineață de ele? Ei, nu. Ce ne costă, mă? Bună ziua, suntem de la cutare. Bă, poți nu mă las, mă-mi pace. Bă, încercăm pe partea ilaltă. Nu știu, prin ambasada României din Anglia. Băi, puteți să vă duceți la arhivele cutare, trebuie un document, facem o copie Xerox și o punem poc la intrare în federație. Și ea să zică, ce treacu' e asta, mă, 1866? Băi, ești prost, scrie Solaina și Partizani. Ăsta este primul meci de la noi. Sunt zeci, sute de chestiuni de genul ăsta, știi? Pe de altă parte, cine să citească despre astea? Bun, și eu vin și ți le povestesc ție. Tu zici, wow, ce tare, ce meritam eu? Că am fost în cimitir la Sulina, au mai fost 100.000 de oameni în cimitir la Sulina. Că eu l-am descoperit, scrie acolo, pe din aia. A, că după aia tu intri, asta e chestiunea. Aici poate e chestiunea. Dom'le, tot ce avem pe masă azi are o poveste. Da. Apa asta cu întuneric e făcută nu știu unde cu tare. Ia să vedem cine a inventat asta. Păi cola a fost inventată de ăla care a făcut-o pentru prima dată pe post de morfină ca medicament, că aveau dureri soldații și așa mai departe cu tare. Bun, următor, foarfeca. Cum a apărut foarfeca? Telefonul. Păi întâi Johann Philipp Rice, apoi Alexander Graham Bell, după aia Thomas Alva Edison și așa mai departe. Și cu Elisha Gray și bun, hai să vorbim. Aici contează să faci povestea, că telefon avem toți. Da? De undeva a început și fotbalul. Trebuie să fii fost unul care a jucat prima dată. Da? Corect. Cândva. Da. Acum, alaltă era cu 100 de ani. Acolo contează să faci povestea. Da, da. Bun, ai mers în Sulina. Da. Și ai văzut aia. N-am descoperit-o. Atenție, acolo scrie. De pe vasul cu tare. De acum încolo trebuie să intri și să verifici și să-l cauți pe alea și o să vezi că sunt top. De exemplu, a apărut că era în 1920 vasul ăluia și zic, ia stai bă așa puțin, ăla joacă fotbal la 1865-1800 și vasul e 1920. Bă, vasul ăla au fost 80 de ani, ce dracu vapor era? Au fost 8 vase cockatrice în istoria Angliei, de la 1700 până la 1950. Ăsta era al treilea, n-avea nicio legătură cu alea, dar vezi, trebuie să cauți trebuie. Ori asta ți-a timp. Cine naiba te plătește la ce ziar să cauți tu câteva se cockatrice a fost în istoria Royal Navy, British Royal Navy. Băi, scrie dreacu știrea mai repede, ești nebun, stau să vedem câte vase ești tâmpit și cum îl chema pe capitan. Și cu capitanul ăla ce facem? Păi capitanul ăla i-a scris lordului, amiral, așa mă, și comandantul care era flotila din Marea Mediterană de care ținea Marea Neagră și acolo apare că e prima dată fotbal în România. Așa, și păi ești nebun, e actul de naștere. Adică tot se bat acum, e scandalul ăsta în care n-are rost să intrăm, FCSB versus Steaua. Și mai te înjură unii pe Facebook când mai scrii câte ceva. N-am intrat în viața mea, scandalul ăsta că nu m-a interesat, nu mai mă uit la fotbalul din România din 2006 și sunt bucuros de treaba asta. Adică am 18 ani de acum, de când am mai văzut un meci cap-coadă în campionatul nostru. Bun. Din anumite motive și așa mai departe. Nu asta e ideea. Și vin și le zic așa, bă, voi toți ăștia care ați urlat și vă dați cu cărămida în piept cu tare, bă, voi ați pus mâna vreodată sau ați văzut actul de naștere al Stelei? 7 iunie 47, de cine e semnat, cum arată, dacă e bătut la mașină, dacă e scris de mână, nu. Păi n-ar trebui, mă, să știți, că așa să luăm o cărămidă, să ne dăm cu ea în piept, ar trebui să știi. Voi a stat vreodată cu Iliuță Savu de vorbă, cel care a fondat echipa ASC Armata în 47? Nu. Ok. Voi știți care sunt supraviețuitorii din prima echipa ASC Armata care au jucat în 24 august 1947 cu ASC de Armata 00, cu Mladin, cu Apostol, cu Tabort, ați auzit de ei? Nu. Ok. Dar ce știți voi, mă? Să-i îmbrăcați în tricouri negre, să strigați FRF, 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 FRF.
hai să o punem parte în parte așa. Venim, discutăm, uite, știm istorie, știm tot, știm primele echipe, știm formula de aur a CCA-ului cu frații Zavoda, cu Tătăran, cu Țop Voinescu, cu Toma, cu tot, cu Totoșu, cu Onisie, cu Bone, cu Alexandrescu, cu Neaimienii tineri, și după ce rezolvăm toate astea, ne și batem. Dar nu veniți voi să aruncați cu piatră sau să primii care pune cu ea, voi ne știi nimic decât că Steaua s-a despărțit de ăia și voi cu Ciobanu și cu nu știu ce. Atunci stăm de vorbă. Voi ce știți despre Iliuță Balaș? Că Craiova, avem două Craiove și așa mai departe. Ce știți de Iliuță Balaș? Știți cum a fost accidentat? Știți dacă a suferit vreodată? Știți dacă l-a durut vreodată că trebuia să ajungă la AC Milan și n-a mai ajuns? Că nu l-au lăsat ăștia de ei? Știți ce a însemnat pentru el accidentarea cu băiatul ăla de la Baia Mare? Nu. Bun, ce știți de Dinamo? Nu zic că nu sunt unii, Doamne ferește, care știu treaba. Hai să vedem așa și după aia stăm de vorbă, așa să ne dăm... Aici e chestiunea de poveste. Știi? Mm-hmm. Că așa și eu, tu ești FCSB-ist, eu cu Steaua și ne certăm acum două zile, bă, pe două acte că s-au împărțit. Nu, tata, hai să vedem ce a fost în urmă. Știm ce a fost în urmă, știm cum s-au fondat cluburile astea, cum, de cine au ținut, ce înseamnă club ministerial, cine dădea banii, cine nu. Păi și atunci de ce ne certăm? Da, da, tu ai și ținerea asta de minte. Nu e de la... Adică n-am format-o. Și asta... Mi se par lucrurile logice. Adică, domnule, pe Ștefan cel Mare nu poți să ții minte niște ani, dar n-ai cum să-l situezi la 1800. El îmbla cu o sabie că l-are pe cal. Mm-hmm. Ok, nu știi că 1457-1504 că a murit în iulie. Perfect. Bă, dar îl situezi, nu poți să vii să zici că e la 1100. De ce? Păi cum de ce? Că el despre el vorbea deja papă și îi trimitea niște scrisori și îl numea atletul lui Hristos pe Iancu de Hunedoara și pe aha, deci trebuie să fie băieții ăștia pe la 1400-1500. Hai să-i poziționăm, ok, n-ai de unde să le, adică, bun, și cu ce te ajută că știi că bătălia de la Kosovopol e la 1300 toamna, sau câmpia Mierlei? Păi da, uite că tu le știi. Da, dar nu. Păi tine la ce te ajută? La nimic. E, cum nu? Păi cine? Păi uite cum stă lumea gură căscată la tine. Păi stă gură căscată, dar ăla crescu. A, știi cum? Știi cum e bine? Dacă din ceea ce vorbim noi de jumătate de oră, omul a reținut două amănunte, bă, la Sulina se află mormântul celui care, despre care se spune că a făcut primul meci de fotbal și că la nu știu unde și că bătălia de la Câmpia Mierlei a avut loc la 1300 toamna, atunci e ok. Mm-hmm. Dar ce te faci dacă nu reținești? Da, m-a vorbit ăla ca papagalul. Ideea este că trebuie să spui aceste povești pe înțelesul tuturor. Degeaba ai fost la Sulina, ok, păstrez pentru tine. Uh-huh. Ideea este cum o postez pe Facebook și cum scrii materialul în gazetă și cum o expui într-o pastilă la Casa Pariurilor. Uh-huh. Aici e ideea că despre treaba asta poate au fost unii care au aflat. N-am descoperit eu apa caldă, că acum dacă descopeream apa caldă la toate chestiunile astea, nu mai lucram în România, eram la CNN sau la Marca, nu știu unde, știi? Probabil că înainte au mai fost alții, dar n-au știut să le ambaleze. Sunt zeci de povești care au mai fost puse. Acum descoperim noi tot? Gata, băi, până azi, ce ați făcut, mă, voi ați murit de foame? A venit ăsta sau asta și... Nu. Contează probabil cum le spui și încă ceva. E pentru pietonul de pe zebră, cum zicea Totuțu Condurățean, Dumnezeu să-l ierte. Tu poți să ai povestea șmecheră, foarte tare. Bun. O prezentăm academic și ăia să uită, da, mă, pare interesant așa, dar să mor dacă am... N-am înțeles nimic. Am o vagă idee. Și ai varianta de a găsi o poză în care Diego Armando Maradona este susținut pe umeri de către un tip. Da? Uh-huh. La campionatul mondial de fotbal în 86, când devine campion mondial. Te întrebe așa, prima dată, cine e ăla de-l ține pe Maradona? Ce caută la mijlocul stadionului Azteca? Bun, erau foarte mulți care intraseră, era stadionul plin, dar bă, l-a luat în Maradona, eu e rudă, eu neam cu tare. Intri și vorbești cu colegii tăi din Argentina, că tu trebuie ca ziarist să ai colegi în toată lumea. Și spui, bă, mai trăiește ăla? Și ăla spune da. Îl cunoașteți? Da. Și îți dă numărul de telefon. Și tu te împrietenești cu ăla. Și noi de acum, dacă îl sunăm, stăm de vorbă cu omul și îl sunăm, este băiatul care l-a ținut în cârcă pe Maradona. Băiatul are 70 de ani între timp. Și care îți dă interviu video pe Skype, 45 de minute pentru televiziunea din România. Cum l-a ținut pe Maradona, cum a intrat și așa mai departe. Tare. Da? Adică asta contează. Păi și tu, de exemplu, talentul ăsta al poveștilor, de unde l-ai? De nicăieri, adică ai aflat o informație, cum ți-o expun eu ție. Mm-hmm. Am varianta A, te duci la Sulina, cum intri pe mâna stângă al patrulea mormânt, vezi că e unul care a făcut fotbal, sau povestești, bă, sunt 23 de nații, pentru că Sulina în 1900 avea 23-25 de mii de locuitori, veneau să lucreze la Comisia Europeană a Dunării toți,
De-aia o să găsești și maltezi, o să găsești și danezi, o să găsești și englezi, o să găsești și italieni, o să găsești și turci și așa mai departe. Și l-a tras pe om și ăla odată și odată, bă, nu plec mâine la Sulina. Dar bă, a spus bă, ăla de Oprișan într-un podcast, nu contează la cine, la Gianina, că la Sulina acolo. Ia să mă duc, mă, și eu 30 de minute, că uite, eu stau în Sulina, m-am dus în concediu să zic că omul ăla o săptămână. Bă, nu-i muri dacă jumătate de oră trec pe cimitirul ăsta la Oprișan. Și se duce și atunci e cea mai mare bucurie când îl trimite. Uite mă, am văzut la tine la podcastul cu tare și am făcut și o poză la ăla, la mormântul ăluia. Sau la mormântul piratului, sau la mormântul Ecaterinei Moruții, sau la mormântul, nu știu, lui Ali Baznic de Far, mort în 1913. Chestiuni din astea, atunci da, e bucurie. Că uite mă, oamenii ăia nu știau până atunci, știi? Mm-hmm. Am vorbit despre Muzeul Tehnic în toate podcasturile, am o boală cu Muzeul Tehnic, duceți-vă acolo, mai ales dacă sunteți tată de băiat. Că în principiu nu duci fata să vadă motoare și cu tare, dar băiatul trebuie să-l duci să vadă. Și au început oamenii să-mi scrie frumos, cu tare, habar n-aveam că e în parcul Carol și așa mai departe. Am țipat, bă, vedeți că s-a închis și să chinuie să-l redeschidă Muzeul Căilor Ferate de la linia 14-17, cât e în Gara de Nord, unde miroase numai pipi când treci pe acolo la ultima... Bă, nu e că uite, s-a dat drumul și s-a dat aia, duceți-vă și vedeți și așa mai departe. Cum și alții vin și îmi spun mie, bă, du-te și vezi aia și așa mai departe. În momentul în care aud treaba asta, o pun pe Facebook și zic, duceți-vă, bă, și vizitați că e 5 lei intrarea pentru studenți și 10 lei pentru oameni bătrâni. Și așa mai departe. Atunci, da, într-adevăr, e o bucurie când ăla spune, bă, m-am dus și am vizitat, că mi-ai zis tu. Dar tu de mic, din copilărie, de la școală, da, rețineai așa, da, bine? Da, da, da. A zis, învățătoarea le-a spus, doamna Șunică, Dumnezeu să-i dea sănătate, le-a zis părinților, bă, pe matematică și pe astea, băiatul, dar istoricul clasei la română și la geografie n-are egal în toată școala. Serios? Da, dintr-a patra. A zis, pe matematică, deci eu m-am pierdut de matematică printre a doua, cred că printre a doua, după, imediat după tabla mulțirii, adică îmi dă greu acum 9 ori 6 cât face. Serios? Da, am urât matematica... Nu, dă nicio culoare, adică mie și acum urticarie pe mine, mie se urticarie când află de... Dar pot să vorbesc despre mari matematicieni ai lumii sau despre mari fizicieni, dar nu mă pune să rezolv fie f de x, da, așa cu tare, că nu-i văd rostul, știi? Dar să vorbim despre Pitagora, despre Tales, Tales din Milet, am zis, băi, fii atent așa, uite care e treaba, voi toți spuneți așa că ca să fii important trebuie să fii bogat. Cine mă, Tales ăsta de Tales, care îi face matematică, e un sărman cu tare. Și bă, trebuie să fiți, da, șmecheri și bogați. Și a zis așa, fii atent, iau o afacere de la zero. Care e mă cel mai șmecher de aici de Milet? Păi armatorul ăla care are 13 vase. Gata, mă, ok. Iau o afacere de la zero pe vremea aia, cu 2000 ceva de ani. Și în vreo 8 ani de zile a trecut peste ăla ca bogăție. După care toată averea pe care a avut-o a donat-o comunității. Și a zis, n-am, ați văzut că se poate? Care e șmecheria? Nu mai catalogați așa oamenii în funcție de bogăție. Că voi a zis, tale, ăla stă toată ziua cu niște dalea pe jos și face el două cercuri și un covric și un triunghi. Da, și mângâie mâța și îți dă seama că se electrocutează de la mâță și că unde și așa mai departe. E săracă ăsta, mă, amărâvai de capul lui. A zis, care mă ăla șmecherul? 13 vase, eu o să fac 15, nu știu, exagerez acum. Și a făcut și după aia a luat toată averea și a donat-o comunității și a revenit iarăși la sărăcitorimea din el. Și a zis, care e? Știi, care e șoricăria? Adică, cred că e mult mai bine pentru tine să reții toate astea în mod natural decât să le înveți așa. Că dacă tu îmi spuneai ieri, băi, ne întâlnim astăzi și vorbim despre aia, eu luam o carte de asta și o învățam cap-coadă și acum când veneam, zicea, mamă, deștept e ăsta de bubuie. Nu, pot să mă și prinzi. Uneori nu nimeresc ani și îmi scriu oamenii, bă, nu e 1359, e 1389. Vezi că ăla n-a murit pe 2 iulie, a murit pe 4 iulie sau ceva. Ideea e că nu faci greșeli capitale, adică ăla a murit pe 2 sau pe 4 iulie, știi? Da, nu, și astea le nimerești, nu zici că e la 1300 și la 1504. Știi? Dar oameni, și asta e foarte important, când omul care te ascultă, care te vede, te privește, te ascultă, îți trimite feedback-ul ăsta și spune de ce el a fost atent la ceea ce ai spus, da, tu. Corect. Pentru că lui, dacă îi trece tot așa câmpia Mierlei, Kosovopolie, care e ultima bătălie a antichității, aia, câmpiile catalaunice, foarte tare, și ultima bătălie cu vâzle, păi de la Lepanto, unde a murit cu vâzle și cu de-astea cu pânze, la Lepanto, unde a participat și Cervantes. Și ăia zic, ce dracu, mă, că n-am înțeles nimic din ce a zis ăla, a vorbit de Lepanto, de câmpiile, dar omul vine și spune, vezi că câmpiile catalaunice nu e ultima bătălie a antichității. Hop, înseamnă că i-au ascultat. Vezi că la Lepanto nu este ultima mare bătălie între venețieni și turci și așa mai departe cu vâzle și cu alea cu tare. Vezi că ai greșit. Hop,
Deci oamenii ăia n-au stat așa, s-au uitat la ceas, da, a trecut o jumătate de oră, gata. Nu. Ei au fost atenți. Că ăla e prof de română și că te corectează la anii de George Coșbuc, că ăla e prof de fizică și te corectează. Nu contează. Că ăla pur și simplu știe că a citit tot ceva, că lui ăla i-a plăcut istoria, lui i-a plăcut istoria. Contează mai puțin. Ideea este că oamenii te-au ascultat cu interes. Adică nu cu au fost interesați de ceea ce ai spus tu și nu ți-au lăsat prostia. Da, mă, las, mai contează. O prișene, vezi că actrița aia nu e aia. Știi? Că tu mai debitezi și niște prostii, nu din încercarea de a arăta, mamă, ce șmecher sunt, lasă că spun, pur și simplu îți scapă, nu cât, poți să... Gâncesc și ele acolo informațiile. Dar te oftici când nu știi data exactă? Da, nu, n-avem voie să ne uităm la telefon, întreabă pe Răzvan și pe toți băieții. Noi nu jucăm, adică zicem așa cu tare, păi ce faci? Stai ușor. Întâi hai să dăm drumul la rotițe și ne scremem 10 minute. Știu, oamenii ar veni să ce mai ești, de ce nu intrați aici pe telefon? Păi ce am făcut? Lăsăm mintea să doarmă? După 10 minute. Am venit ieri și a spus Damian Anfile cine joacă în Avocatul Diavolului. Și Georgica a zis Al Pacino, ăsta la altul Keanu Reeves și eu am zis Charlize Theron. Și el a zis nu e Charlize Theron. Bă, e Charlize Theron, nu e. Și am început să ne certăm. Eu, stai mă, ce faci? Păi ce facem? Intrăm aici pe IMDB? Nu, tată. Hai să vedem, am dat drumul la rotițe. Și că de-abia când am ajuns aici sus și mai aveam cine, dădeam cu sticle de apă în cap, am zis, haide-mă să vedem. Și era Charlize Theron. Știi? Dar nu lăs din prima. Știi că era bagul cu bulă când venea ca supărat și zicea, bă, eu am învățat la geografie, eu, bă, și nămă ce am învățat, tot în penie munții Măcinului, au 911 metri la istorie, o, bă, și nămă, Ștefan cel Mare cu tare ștasul, zice, bă, nu s-o bășină toate astea. Că uite, zice, mergi și tu cu o gagică pe stradă, de exemplu, vă țineți de mână și aia te întreabă la nimerală, bă, ai fost pe la Tulcea să vezi munții Măcinului. Ha, mă, tată, zice, cine, mă, ce dreacului, păi intru în primul ăsta, internet, cafe, dau imediat și mi-apare munții Măcinului și văd care 900, cine dreacu să mi-o ia pe asta pe fată? Și a zis, tot un prost ca tine, de care are telefon mobil. Știi, sau un laptop și care caută mai repede. Dar nu-i mai bine să o ai aici? Acum întrebarea vine și spune așa, întrebarea e așa, la ce-ți folosești încă munții Măcinului la 911 metri? Și eu vin și zic așa, creierul, cât folosim din creier? Păi folosim, habar n-am, 5-10%, păi și cu altul 90%, ce rămâne, ce facem? Lăsăm așa? Adică nu folosim 98% să zici, băi, nu mai îl încărcăm, că uite, mai are atâtica. Da, corect. Și o să bubuie, gata, morim. Nu, este exact invers. Folosim atâtica și restul și atâta vid. Gol, ce-o fi când sună. Hai să-i dăm să... Unii poate să considere că să înveți istorie sau să reții niște date, e o tâmpenie. Un prof de matematică sau un tip care iubește matematică ar veni și ar spune, băi, e mult mai ușor să reții formule matematice. Unul care este chimist ar veni și ar spune, fenomenul de dehidrohalogenare a unui derivat halogenat este cel mai important și să înceapă să-ți deseneze alea. Știi? Adică fiecare e pe felia lui. Nu le înveți așa. N-asta nimeni, îți dai seama în capul meu să mă învețe când e bătălia de la Lepanto. Adică la ce doar cu Doamne iartă m-ar folosi. Ai reținut totul că ai vrut. Da, pentru că faci niște din astea. Eu am terminat Cervantesul. Cervantesul, Miguel de Cervantes și Saavedra, a rămas ciungul de la Lepanto pentru că el a participat la bătălia de la Lepanto. El este El Manco de Lepanto. Și atunci se gândești, și bătălia asta, mă, de la Lepanto? Și intri frumos pe aici și că n-ai de unde să le știi pe toate. Și vezi că este ultima bătălie în care s-au folosit bărcile cu vâsle. Dădeau aia, hă, după aia s-a trecut la aia cu... S-au renunțat la vâsle și au rămas alea cu vele și cu pânze și așa mai departe, după care au apărut alu Fulton alea cu zbaturi și băgai cărbuni și aburi și mergeau cu aburi și așa mai departe. Dacă n-ai fi terminat Cervantesul, nu știu dacă te-ai fi interesat bătălia de la Lepanto, că e ultima bătălie în care da, mă, așa foarte bine și pe de altă parte contează foarte mult ce ți-a plăcut să citești. De exemplu, eu de mic în casă am avut toate colecțiile de magazin istoric. Nu m-a obligat nimeni să le citesc, dar eu îmi făceam fișe, de exemplu, într-un vocabular și scria Mihai Viteazu. Îl găsim în numărul 11 din 1968, în numărul 12 din Cutare. Și dacă aveam vreodată nevoie să învăț despre Mihai Viteazu pe vremea lui Ceaușescu, intram în vocabular la V și munceam aici la V la Viteazu și găseam și știam unde. Cine m-a obligat? Doar tata nu m-a obligat, mă bătea să citesc magazin istoric, să fac conspect în el. Dar le făceam eu. Ei ce meserie aveau ai tăi? Tata a fost jurnalist, dar de televiziune pură.
Adică, dar și probabil că și de acolo am moștenit ceva, nu probabil, clar am moștenit ceva de acolo. Ideea este că în 1900, după Revoluție, deci 1990, 91, 92, îmi dădea bani în fiecare zi să-mi iau mâncare la școală. Eugenii, ce se mânca pe vremea? Nu, îmi luam și îmi cumpăram în magazin istoric și Tineretul Liber în fiecare zi, din banie. El nu mă obliga să iau. El îmi dădea 3 lei, 5 lei, nu știu cât era. Și eu mă suiam în metrou de la mine din Militari până la Izvor și luam Tineretul Liber. Tineretul Liber citeam din scoarță în scoarță, toate rubricile tot și magazin istoric o dată pe lună când apărea. Dar omul nu mă obliga. Sau nu mi-ar fi, dacă i-aș fi spus, dăm niște bani, nu, vai săracul ăsta, nu așa a luat de mâncare și și-a cumpărat. Nu, asta voiam eu să fac. Eu din prima locație, 1994, la 18 ani, pe care mi-am scos-o singur, m-am dus la librăria de la Gogălnicianu și am cumpărat Statele Lumii de la A la Z, Horia Câmatei. Alții cu prima locație duceau la băutură, la Lămâița sau la Cireșica. Și nu zicea nimeni, nici tatăl tău, nici bunicii, nici nimeni. Cine să vină, mama, du-te, mă, să-ți cumperi Statele Lumii. Era pasiunea ta. Da, și ce am făcut Statele Lumii de la A la Z? Am învățat toate capitalele lumii, 192 de țări cât erau atunci. Și mergeam pe stradă și ziceam, zi mă, știi ce capitală are Brunei? Nu, Bandar Seri Begawan, vezi? Nu te obliga nimeni. Știai cum recunoști capitala Mauritaniei? Nu, singura de acolo care are antenă parabolică la Noua Ciot, în capitală, toate sunt corturi, din cauza că bate vântul foarte tare și cu nisip și așa mai departe. Și cortul șmeche la președintele, a sultanului, ce au ei acolo domnitor, e ăla cu antenă parabolică deasupra. Adică pot să-ți vorbesc... Și mai ții minte și acum toate capitalele? Da, nu numai capitale. Pot să-ți vorbesc 2-3 minute liber despre marea majoritate a țărilor din lumea asta. Adică, dar cum le ții, mă, nene, minte? Dar nu e o forțare, știi? Adică, păi de ce naiba ar trebui să știi despre Chile? Că ei sunt între 44 și 55 de kilometri ca lățime, dar lungimea au 4500 de kilometri. Deci tu dacă ai un verișor în partea altă, nu-l vezi în viața ta decât cu un avion. Dacă tu ai un dacă 4500 de kilometri, cum ai unul acolo și unul aici? Păi România are 1000, nici nu știu dacă are 1000 de la Satu Mare la Mangalia și nu te duci de două ori în viață. Da, păi de 4 ori și ceva pe atât. Dar în schimb, ca lățime, e atâtica. Că el e... Da, bravo, chiar. Știi? Mm-hmm. Dar sunt chestiuni din astea, adică nu le înveți. Bun, la ce-ți folosește... Că știi care e capitala, că până în 1925 capitala Norvegiei a fost Cristiania și după aia e Oslo. Așa și? Păi îl prins pe unul care scrie că i-a trimis bunica o scrisoare din 1912 din Oslo. Stop, că n-avea cum, că nu era capitala, era, știi, așa și, la ce naiba îți folosește? Dar de exemplu, uite, când intra în presă, consideram eu, nu stă de examen, nu te întreba nimeni, consideram eu că dacă nu știi toate jocurile, edițiile Jocurilor Olimpice, unde s-au desfășurat cu ani. Dacă nu știi, de vară cel puțin, nu vorbesc de alea de iarnă, adică să te apuci și să te întreb 1968, Grenoble, foarte bine. Pe cine am avut acolo? Păi am avut doi boberi, cum îi chema? Păi Panțâru și cu Bun. Pe cine am mai avut acolo? Am avut-o pe Beatrice Cuștiu, câți ani avea? 11 ani, cea mai tânără din istorie care s-a dus Port Drapel și așa mai. Bun, dacă nu le știi pe astea măcar de iarnă, pe cele de vară, 1896 Atena până la 2024 la anul Paris, trebuie să le știi pe toate. Era părerea mea, nu te obliga nimeni. Nu. Cine ți-a dat vreodată examen, redactorul șef? Ia zi-mă, 1924, unde? Paris sau Amsterdam? Păi nu prea știu, nu te angajăm. Și campionatele mondiale și europene. Campionatele mondiale, părerea mea ca ziarist sportiv, trebuia să știi unde a avut-o fiecare și cine a câștigat. Măcar campioană. Că mai puteai vorbi liber. Adică tu mie, dacă îmi spui acum campionatul mondial din și îmi dai un exemplu, îți vorbesc 5-10 minute despre campionatul ăla. Oricare ar fi. Înțelegi? Despre Jocurile Olimpice nu pot să duc atât de mult, dar de exemplu dacă îmi spui, bă, nu știu, uite 1924, fii atent, sunt 100 de ani de la Jocurile Olimpice, la anul 100 de ani. În 24 s-au disputat la Paris. Ia zi-mă, mâncați așburița ta, șmecherule, ce s-a întâmplat, mă, la Paris în 24? Știi? Și atunci am ieșit și zic, uite, de exemplu, Naționala de Rugby a participat acolo, au fost 3 echipe, noi am mâncat bătaie aici de la Franța și de la America, de la Statele Unite și am ieșit pe locul 3, că am luat bronzul, că au fost doar 3 echipe. Unul dintre componenții echipei era fratele lui George Vraca, considerat cel mai mare actor al nostru. Acolo a apărut Johnny Weissmuller, Tarzan, care e născut la Timișoara. Da? Și Tarzan, care a luat 5 dintre care 3 la not de aur și una de bronz sau de argint la polo. El era un notător faimos, este primul sportiv din istoria omenirii care a coborât sub un minut. Mamă. Bun, cine a mai apărut acolo? A apărut Paavo Nurmi,
au fost o gașcă de finlandezi senzațional, finlandezii zburători și Paavo Nurmi, locomotiva umană, unul dintre cei mai mari atleți din toate timpurile, acolo a apărut. Mai zic ceva, este prima ediție de Jocuri Olimpice care au avut sat olimpic. Ei erau cazați acolo. Pot să spun meniul, ce a mâncat fiecare, adică ce se dădea dimineața, ce dă... Și o să fii să zici, băi, doamne, la ce se folosește un să știi meniul de la Jocurile Olimpice din 24? La nimic! Dar îți place ție, pur și simplu, odată, nu? Și mi-a rămas în cap pentru că mi s-a părut extrem de interesant că ăia beau o jumătate sticlă de vin și o bere la fiecare masă, aia sportivi, atleții. Aia erau rang, ar fi trebuit să fie, știi? Dacă bei atâta la Jocurile Olimpice. Dar așa am considerat, adică nu pot să spun primul 15 al Naționalei României în victoria de la Oș cu Franța în 80 sau cât a fost. Nu pot, că nu-i știu pe toți. Dar pot să-ți vorbesc despre Harry Dumitraș, pot să spun ce s-a întâmplat acolo, pot să spun că am bătut Franța pe stadionul Rapid și cum am bătut-o și așa mai departe. Nu pot să spun chiar tot, adică nu pot să vorbesc, ia zi, da mă șmechere, ia zi mă în 30 când s-a dus Naționala României la primul campionat mondial, ia zi mă primul 11, că nu știi, nu vezi rostul, adică dacă le știi cu nea Petrică Steinbach și ce s-a întâmplat cu el și cum s-a accidentat și că pe vremea nu existau schimbări și ăla mai intra cu un picior, mai ieșea, mai și așa mai departe, le spui de plăcere. Dar nu le înveți ca un papagal că cineva o să te întrebe odată, ia zi mă în 34 cum am ajuns noi la campionatul mondial. La ce-ți folosește? Auzi că tot, dar băiatul tău te moștenește? Da. Serios? Da. Și are tot, adică stă, acum ei iau informația de pe telefoane și de pe astea și are niște blogger, vlogger care fac chestiuni din astea și le compilează. 8 vulcani care încă mai sunt activi în lume. Și pac, el ascultă, ține căștile alea și așa, și 3-4 dintre ei. Și după aia mă ia pe mine la întrebări. Ia zi mă, tu știi alea o vulcan? Băi, zic, te-ai ascultat pe ăla până acum? Nu știe tactul, știe 2-3 ăla din Islanda și mai sunt 2-3 activi. Și a, nu mă pune acum să ți zic pe toți, că tu i-ai ascultat pe ăla proaspăt, știi? Dar la generația asta nouă e problema că la ce le folosește. Asta întreabă el. Bă, de ce să știm asta? De ce să știm asta? De ce să știm asta? Și povestește profa de română despre Ceahlău și despre vârful Toaca. Și mă bate la cap să mergem să urcăm pe vârful Toaca și vezi mă la ce-ți folosește? Zic că dacă aia, doamna de geografie, nu-ți băga în cap treaba asta, pe tine nu te interesa vârful Toaca. Corect. Dar cum ți l-a explicat doamna? Cum ți l-a povestit? Și cum așa? Și ce ți-a mai zis tactul după poveștile lui cu Ceahlău? Priveam Ceahlăul, a apus un uriaș cu frunte, soare departe, de trase țării noastre, puși așa mai departe, sau dar Ceahlăul sub furtună nu scade mușul noi, nici eu viteazul, dan capitan de plai și așa. Opa, hai să mergem să-l vedem. Știi? Sau să urcăm pe el, că au pus să ia niște scări și urce 1907 metri sau cât are el și așa mai departe. Dacă cineva nu-ți deschide apetitul, pofta. Dar tu ai fost, scuze că te-am... Nu, zi. Tu ai fost și genul ăla de tată care de mic l-a luat, uite tată, citește și aici, citește și colo, citește și colo. Da, nevastă mi-a zice, bă, noi n-avem nevoie de ghid la muzeu. Ceea ce nu e adevărat, că la un muzeu de artă și la de asta ai nevoie de ghid, știi? Sau au ajuns să zică și ei zic efectiv, bă, nu știu nimic despre treaba asta, mergem undeva, ia zi-ne mă aici. Bă, nu știu nimic, n-am fost, haide mă, zi ceva. Bă, sunteți nebun la cap, nu știu nimic. Dacă nu știu. Te mai au și la... Da, hai mă, zic, că trebuie, uite mă, e un obelisc, e un monument, e un ceva, hai mă, dă drumul la motor. Dar nu poți să știi despre toate lucrurile din lume, cum faci așa și nu, nici Google-ul, și Google-ul dă rateuri. Corect. Și Google-ul dă rateuri, dar în principiu, da, și-am băgat în el ca într-un burete, că i-am zis, bagă, mai ales acum la vârsta asta fragedă, că reții tot. Și fă și niște, să spornească rotițele în cap. Nu lăsa rotițele, să faci niște alăturări, să faci niște comparații, să faci, stai mă, a, mai auzit de asta, mă, fii atent că la mea mai zis, deci n-are mă legătură cu treaba, poc. Nu așa că ai învățat că ăsta, Everestul are 1848 de metri, wow, ce tare, 884, hai mă, că țin minte, dau gata o gagică, cade pe spate, auzi mă, fata mea, tu știi mă, Everestul cât are, n-are 1804, te-am știi? Nu, trebuie să știi că în lume sunt 14 obmiari, asta înseamnă că lumea are 14 vârfuri de peste 8000 de metri. Trebuie să poți vorbi 2-3 minute, nu neapărat de fiecare dintre ele, dar despre cei care l-au cucerit. Bă, cine a cucerit prima dată Everestul? Edmund Hillary și cu Tenzing Norgay 29 mai 1953. Ce s-a mai întâmplat? Și dai drumul la aia, ce s-a mai întâmplat pe 29 mai? Din păcate e tragedia de pe Hazel, tot de pe 29 mai. Deci 29 mai în istoria sportului pentru un jurnalist sportiv sunt două borne total diferite. Una este cu drama de pe Hazel cu 39 de morți, Liverpool și cu Juventus ce s-a întâmplat și partea aia, sau a doua, că e cronologic vorbim mai târziu, și prima este
vorba de una dintre orele astrale ale omenirii, cum zicea Stefan Zweig, băi, când te înzing norgai și cu aia urcat pe acoperișul lumii, frate, cu Sir Edmund Hillary, știi? 8848 de metri, bun. Ce facem? Păi hai să o dăm pe moldoveanu. Moldoveanul nostru cât are? 2544. Bă, nene, de ce l-ai cam de 3 ori jumate mai înalt? Wow, ce tare! Și așa mai departe. Nu te limitezi la gata, mă, că ăla a urcat și așa mai departe. E cineva care a urcat pe toți cei 14.000, iar oho, sunt mulți, dar cine e primul? Reinhold Messner. Bun, perfect. Acum pe Netflix ce facem? Acum pe Netflix e un serial cu ăla care a cucerit toți 14.000 în 8 luni de zile, un șerpaș nepalez care a vrut să arate lumii, foarte mișto, se face pielea ca de găină, care spune așa, domne, pe noi șerpașii ăștia nepalez, toți ne luați drept cărăuși. Noi vă cărăm vouă gențile până sus și tuburile de oxigen, să arătați voi ăștia occidentali ce șmecheri sunteți voi ca alpiniști. Mă, dar eu de ce nu pot să fac asta? Corect. Și omul în 8 luni și jumătate a doborât 14.000 ari. Nu se poate, deci n-ai cum. Dar el a putut. Știe cum cam... îi zice la film? Așa îi zice. Cred că zice 14 pics. Da? Pics, știi? 14 vârfuri. Este un om puțin antrenat. Adică a fost în trupele speciale nepaleze și așa. Dar nu asta contează. Ideea este că tu te iei la trântă cu propriile tale forțe. Da? Adică când zici că nu mai poți, mai poți un pic. Știi? Sunt 14-8 miari. Bine, și al nostru, Horia, cred că are vreo 6-7, dar nu făcuți nebunește. Nu făcuți așa cu cronometru mână. El a vrut să demonstreze, a și spus în începutul documentarului, băi, voi ne luați pe noi ca pe măgăruși. Ia, încarcă-mă pe la 2 sași un tub de oxigen și ăsta ne duce sus și ca o garanție. Când ești cu un șerpaș, n-ai cum să mori. Dacă nu încalci regulile muntelui, respect ceea ce ți se spune, nu-ți bagi joc de munte, ăsta te duce sus, duci întors, fără niciun fel de probleme. Dacă nu comiți, da? Dacă nu te oprești când simți că organismul nu mai poate, dacă nu te abați de la cărarea aia, dacă faci ce spune ăsta, ăsta te cară înapoi, duci întors, el cară totul cu alea, pac, ai ajuns sus, poză, hop, cucerit Everestul. Și ăla este așa, bă, dar de ce suntem noi cărușii voștri, mă? De 50, de 70 de ani din 53. De ce? Că anul ăsta s-a împlinit cât? 70 de ani, nu? De ce suntem noi cărușii? Ia te-am că vă arăt eu că pot. Și ei au zis, bă, tatăl, nu te sponsorizează nimeni, că tu ești un șerpaș nepalez la bază. Ce vorbești, mă? A adunat 4 băieți de-a lui. Și a zis, nu avem o nevoie de niciun occidental, de niciun american, de niciun neozeilandez, australian sau brazilian. Ia, haideți-mă voi. Șapcă pe cap, a adunat niște bani, s-a dus, a găsit și a rezolvat cazul. Hop! Arși pe față, cu tare, uneori greu, uneori cu telefon, nevasta nu răspundea, el nu-i răspundea, nevestia aia a început să plângă că ăla a căzut pentru o crevasă și a murit. Și nu, și a venit acasă, a ars un pic pe față și a zis, gata, m-am demonstrat. 8 luni jumate. Părțit la 14. La vreo două luni, nu, cât vin, da, la vreo două luni, la o lună el făcea două vârfuri. Ce de peste 8.000 de metri. Nu oxigen așa. Zero, te iei zeii. Apropo de zei, când am fost mic, am citit Legendele Olimpului, dar aici nu e că l-a citit Cătălin Oprișan și gata, n-am mai citit nimeni în lume. Legendele Olimpului, pe vremea noastră, era o carte ce trebuia citită de către oricine. De către fetiță mai puțin, că fetițele erau cu păpușele, cu astea, nu că ar fi o carte tehnică. Da, și împărțeai în eroi și în zei. Și la eroi intrau Hercule, de care știa toată lumea cu cele 12 așa, Tezeu, toți băieți, la zei, îi luai pe Zeu. Zeus mai avea frazmă? Păi mai avea pe Hades, care domnea peste cei morți, și pe Neptun, care domnea peste lumea apelor. Wow, foarte tare. Ăștia erau căsătoriți, mă? Păi Zeus o avea pe Hera sau pe Junona, care era nevastă. Ei aveau copii, mă, Zeus ăsta cu Junona. Păi aveau pe aia, pe aia. Aia era zeița frumuseții, ăla așa cu tare. Aha, ăla Hades jos în pământ acolo avea, mă, și el o maimuță? Păi o avea. Pe cine o avea? Pe aia. Neptun avea, bă, Neptun avea. Așa mai departe. Le rețin. Nevastă mea, când ne-am luat, a zis, băi, undeva ai o filare de lampă, pentru că mi-a găsit un caiet din ăsta în care aveam împărțit, îl am și acum, pot să-l aduc și mâine, o foaie dintr-un caiet în care aveam împărțiți de mine, pe la 17 ani, cred că am făcut 18 ani eu, deci asta era după Revoluție, toți ahei și cu troienii, războiul troian. Și aveam așa, Ahile, este prieten cu ăla, trasă dungă, relație de prietenie, căsătorii nu are pe nimeni, aha, Ulise, ce e cu ei, e tovarăș cu Ahile, perfect. Ahile ce a făcut? Păi Tetis, mă, s-a zeița cu picioare de, așa, de argint, când l-a ținut de călcâi când l-a băgat în apa Styx-ului să-l facă nemuritor. Aha, deci pe el dacă îi trăgeai în picior era singurul loc unde era nemuritor.
în călcâi. Mm-hmm. Că Mike-sa când l-a ținut, l-a coborât. Perfect. Mm-hmm. Ulise, sta ce-i mă cu el? Păi e din Itaca, lasă-mă de unde are și el o maimuță. Păi oare, pe nevasa, cum o cheamă? Bă? Are un copil ăsta, mă, are cu el. Și făcea, cine ar fi făcut asta? Păi l-are, mă, pe Telemac. Pe cine, mă? Pe Telemac. El când se întoarce după Argonauți, după războiul troian și după toate astea, când se întoarce acasă, nevasta crezându-l mort și așa mai departe, ea dăduse sfară în țară că bă să veniți să mă pețiți, că ăla-i mort cu tare. Și a zis așa, fii atent, mă ia de soție ăla care întinde arcul lui Ulise. Ulise-i mort, dar el a lăsat un arc, era atât de greu să întinzi arcul cu tare. Când vin acasă după expediții, când bagă picioarele, datina era să-i speli picioarele oaspetelui. Așa era în Grecia antică, în Olimp. Și când îi spală picioarele, fiul sui vede o rană și zice, ăsta-i tata, s-a prins. Și se duce la măsa și zice, băi mamă, fii atent, ai văzut pe boșorogul ăla care a venit, bărbos, ăia, că e stătuse 7 ani în lupte, în cutare. Bă, vrea să întindă și el arcul. Cine mă să întindă, moșneagul ăla, da. Și el întinde arcul, poc, este singurul care poate să-l întindă, el și fiusul, Telemac. De-aia când ieșim afară și o să vezi macaralele alea cu roți, deci, care scriu pe brațul lor Telemac, pentru că e puterea cu care a întins arcul. De acolo vine. Telemac. Bă, ce înseamnă Telemac ăsta? Telemac era copilul lor, cel care întinsese... Iarăși te-a obligat cineva, nu era lucrare la școală, nu te obliga nimeni să citești Legendele Olimpului, nu te obliga nimeni să citești Jules Verne. Cine te obliga să citești 20.000 de lei sumări? Și de ce învăța personajele de acolo? Adică poți să spun ce scria pe furculițele de pe Nautilius. Mobilis in mobile, mișcător în element mișcător. Deci era ceva care se mișca în alt element care se mișca. Mobilis in mobile, da? Cu Capitanul Nemo. Și la cine bă folosesc astea? Jules Verne care știi, care mormântul jumate ieșit și cu o mână care vrea să iasă, că a zis setea de cunoaștere, pe mine nu mă mormântați. Deci el, mormântul lui Jules Verne de aici, e cu o mână care iese din... Așa este monumentul de pe mormânt. A zis, eu am murit, dar pe mine nu mă îngropați. E setea de cunoaștere, vreau să ies. Nu trebuia să... Dar era foarte mișto, adică... astăzi, dacă îi dai unui copil, nu știu, nu vreau să exagerez, unui copil să citească 2 ani de vacanță, îți dă cu cartea în cap. Pe vremea noastră asta se citea. Era unii care naufragiaseră așa și cel mai mare avea 15 ani. Și era cum 2 ani... copiii aceia cu vârste între 9 și 15 ani, bă, cum să-ți imaginezi așa ceva, Jules Verne cu 150 de ani? Cum supraviețuiau ăia și cum se hrăneau și cum ajungeau pe o insulă și cum tăiau lemne și cum făceau focul și așa mai departe. Ei având găia mari, trebuie să aibă grijă și de cei mici, cu Brian, cu toți ăia așa și așa mai departe. De ce n-ar fi o carte mișto de citit și acum? Acum ei toți sunt cu pe telefoane, pe du-te, 2 ani de vacanță, boșorogul ăla cu boșorogul ăla vorbea despre submarine la 1870, ăla vorbea despre baloane cu aer cald, ăla vorbea de insula cu elice, ăla vorbea de și așa mai departe. Multe dintre ele care s-au întâmplat. Auzi, că tot aș ști că nouă femeilor ne plac bărbații în compania cărora râdem, ne simțim bine. Tu cu asta ți-ai cucerit soția? Nu. Nu? Nu. Nu, chiar e opusul meu și cred că aveam nevoie de așa ceva. Dacă mai găseam încă o nebună, ne duceam. Nu. E clar că nu m-am prefăcut că în seara aia, probabil că tot la fel am vorbit sau... Ne-am cunoscut la blocul carton vis-a-vis de Intercontinental, care și ăla are o istorie și că ne-am putut să-i povedea. Așa s-a întâmplat să mergem la barul ăla care era acolo jos, la o ceainărie. Nu m-am să acolo cu ea, știi, ca să-i zic, mamă, și atent, îți povestești tu ca sumas. Are o istorie senzațională, senzațională în ghilimele, pentru că acolo, la cutremurul din 10 noiembrie 1940, unul dintre cele mai mari, noi avem 3 mari cutremuri. Avem cel cunoscut de toată lumea la 4 martie 1977, pe care îl știe toată lumea, cu Toma Caragiu, Dumnezeu să ierte, cu Bocăneț și așa mai departe. Mai avem pe ăsta din 10 noiembrie 1940, când blocul carton, pentru că i s-a furat din structura de rezistență a lui, s-a prăbușit tot. Și au murit acolo foarte mulți oameni, exact vis-a-vis de Intercontinental. Și mai avem unul 1802 sau 1804, când se spune că s-au despicat bucățile pământului și au ieșit din ele limbi de foc și așa mai departe, așa spun cronicarii, deci ce au fi fost acolo, ce cutremur au fi fost și așa mai departe. Și acolo în blocul ăsta Carlton se spune că au murit, nu se spune, sigur au murit foarte mulți, numărul nu se cunoaște pentru că a căzut tot și ei aveau un paznic la etajul 5 sau 6 în blocul ăsta, care pentru că ploua sau era zi friguroasă fiind noiembrie, avea o pelerină. Se pare că pelerina lui s-a deschis și a funcționat ca o umbrelă. Și ăla e printre singurii supraviețuitori, nu unicul, pentru că au fost mai mulți. Da?
a venit așa și ăla a supraviețuit. Ei, asta era povestea locului. Nu m-am să acolo, hai să ne uităm pe telefon sau pe ceas, ia să vedem unde o duc, ca să-i zic o, s-a întâmplat să fie, poate dacă era în altă parte n-avea niciun fel de poveste și... Aia era. Aia era, s-a terminat filmul. A, și tu i-ai zis povestea asta ei? Nu știu dacă în seara aia, dar cred că după aia, nu neapărat în seara aia. Și i-a plăcut sau ce? Parghierțoi, așa, știi, dar ai venit să... știi? M-am venit ăsta să mă găsit ăștia în cap, deasupra. Da. Era o chestie. Pentru că și la cutremurul din 77, blocul Neston, unde era un faimos loc și o faimoasă cofetărie și toate astea, au căzut pentru că acolo lor li s-a luat structura de rezistență. A zis, nu mai punem în cumpilo, lasă că ține. Și la cutremur n-am mai ținut și de-aia au căzut toți. Mm-hmm. Pentru că în loc să punem patru piloni, dacă facem aici cofetărie, nu mai putem să punem unul în mijloc, când dă nașpa de estetic. Lasă, nu mai pune că ține. Da, da, da. Și nu ține. Nu ține. Știi? Și de-aia făcusem comparația. Stadionul Venus, al celor de la Venus, care era aici pe Splai, între Opera Română, Splaiul Independenței și Casa Radio, a fost făcut atât de bine cu instalația de nocturnă, încât la cutremurul ăla care a ras jumătate din București, instalația de nocturnă n-a căzut în 1940. Dai seama, băieții, ia piloanele alea și așa mai departe. Eu am prins un pilon din ăsta, am mai povestit, cred că de mai multe ori, am prins un pilon de ăsta în 2008, cred, când l-am luat pe Crăițoiu. Și ne-am dus și am filmat. Se mai vedea structura de rezistență a unuia dintre cei patru piloni ai stadionului Venus. N-a putut fi doborât de neanicul nimic. Au pus dinamită, bombardele, nimic n-au putut să-i facă. Atât de trainic era făcut stadionul. Să ziceți, este stadionul. Iarăși, mergem acum și întrebăm pe toți suporterii ăștia de se bat cu cărămida. Bun, de-așa că astea au primul meci din istorie. Pe stadionul Venus. Stadionul Venus este între, e parcul Venus, între Opera Română, Cheiul Dâmbovița și Casa Radio. Acolo era stadionul Venus. O poartă o avea la Grigore Preoteasa înspre Casa de Cultura Studenților, o poartă avea în partea asta, la altă, cum ar veni spre gura de metrou Eroilor. Acolo steaua 24 august 1947, joacă cu Dermata 0-0. ASC Armata, cum era pe atunci, după aia devenită CCA, după aia devenită ASC Armata, CCA și după aia Steaua București. După ce cunoaștem astea, poți să mă înjuri. Domnule, dăm parte în parte, le știi, hai să ne înjurăm, vedem care este list, care e FCSBist. Până atunci, noi cu FRF și Becali și cu astea, nu merge. Și șmecheri din ăștia așa care te înjură, astea am văzut pe Facebook, hatereală. Dăm parte-parte, da, domnule, ai niște argumente solide, cunoști istoria, știi cum s-a fondat aceste cluburi, toate departamentale, că e Dinamo, că e Rapid, că este Steaua. Da? Știi pe ce bază au apărut, cum s-au format și așa mai departe, dacă ar mai trebui ele să existe acum sau nu și stăm de vorbă. Așa să-mi zici că ești bou și că ești sluga lui Becali și că v-a dat ciobanul bani? Asta e un șablon, îl iau copy-paste, îl pun oriunde. Da, înțeles. Hai să ne și jucăm, că avem aici întrebări. Aoleu, toate astea? Aha. Și ele trebuie rezolvate toate? Da. Pe repede sau... Cred că, nu știu cât e ceasul, avem o oră, da, cred că cam pe repede, că sunt vreo 15. Gata, și ce trebuie să fac? Deci tu alegi așa și iei și te uiți la întrebare și răspunzi la ea. Dacă înțelegi scrisul, de bine, dacă nu, dai ești mie. Conștient că ești vedetă? Da, pentru că apar la televizor. Nu, prin prisma faptului că ești important că apar la televizor. Că apar la televizor este una, oamenii te recunosc pe stradă, clar, nu se discută asta, dar nu fac din asta un act de bravadă. Mm-hmm. Babă, eu sunt ăla de la televizor. Mai recunoscut? Bine. Am fost la cu fiul meu la ortoped, probleme că el joacă basket de performanță, și omul mi-a zis, da, vă știu, și eu m-am înfoiat și am zis de la Neața cu Răzvan și Dani, a zis, nu, vă citesc în gazetă. Deci omul nu mă știa de la televizor. Mai ești vedetă sau nu? Mhm. A zis, eu nu pot, că eu lucrez aici, n-am cum să mă uit la 8 la TV, dar vă citesc în gazetă. Mulțumesc frumos, sănătate. Dar nu erai vedetă de la TV. Știi, dar el a zis, vă cunosc. Deci da, când te recunoaște lumea pe stradă, dar nu faci din asta un mamă, nu mai este nimeni ca... Dar te simți bine când ești recunoscut? Nu. Eu joc teatru foarte mult și nevastă mea zice, bă, ești ultimul țăran. Adică când vii la mine, spui domnul Oprișan, zic, poftiți? Domnul Oprișan. Cine? Hai mă, zice, de ce? Da, mă, scuzați, am crezut că nu știu ce. Ești la supermarket, e cu ăla plin. Două căruțe în spate, un câine între picioare, un porc deasupra soarelea, o vacă de spinare, nu știu ce. Și ăla, omul vine. Lăsați-mă două minute să termin, știi, sau ceva. Dacă ai venit în momentul ăla, nu sunt ăla. Serios? Da.
Și joc teatru perfect, pleacă la rușina ta, aoleu, mă iertați, dar se mâna senzațional. Foarte probabil. Jucam tenis cu piciorul la Dănilescu, acolo în Ghencea, și a venit omul ăla, stătea în spatele meu efectiv, el urmând să intre peste 10 minute. Bă, ne, lasă-mă să termină. Domnule, se mâna cu ăla de la trână. Nu știu, domnule, cu cine, ăla e un bețiv, nu știu, nu-l cunosc. Haide-mă să jucăm. Iar stătea în spatele meu. Când devine enervant, nu mai poți fi prietenos. Lasă-mă să termin și eu, că am două ore de joacă și tu îmi strici 20 de minute din ele. Și atunci, domnule, dar se mânați unul la trână. Nu știu, domnule, cu ce Oprișan, mă, Cătălin Crișan, Haban, haide-mă, dă-i drumul. Și așa mai zice, aoleu, mă iertați-ne, păi nu, mă, ta-i început. Adică depinde și cum te iau omul, da, nu? Am stat la pozat, la mare, la Neața, să stătea o oră și 10 minute la pozat. O oră și 10 minute și 70 de minute. În timpul emisiunii 8-12 era rugămintea, nu facem nicio poză pentru că avem emisie, după care se făcea o coadă de 3, 4, 500 de oameni și noi stăteam aliniați toți, telefonul tău ajungea în mâna producătorului, țâc, țâc, veneai, te așezai, țâc, 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 și făceam. Poză cu maimuța, cu arbenii. Da, poză cu maimuța, da. Așa și ziceam, cu ursul de la Sinaia, eram ursul, că, na, puteam să fiu maimuța era, eram ursul pe ea de la Sinaia. Făceam o oră și 10 minute, niciodată n-am vomitat, nu mi-a fost scârbă, nu mi-a fost, Doamne ferește. Acum am trăit cel mai tare, am fost la inaugurarea unui magazin din Suceava și am făcut și o lecuță de turism egumenic, Sucevița, Gura Humorului, Putna, Voronescu, tare. M-au scos afară din fiecare mănăstire, faci și noi o poză, dacă se poate. Da, un pic, da. În fiecare. Ăștia colegii mei de la Chi ziceau, nu se poate mă așa ceva. Haideți, faci și noi o poză. Ionele, neavându-le pe astea, adică nu te gândi că am calendarul creștin ortodox pe perete. Da, simți ceva când intri acolo, dar nu te duci doar faci o cruce, a prins o lumânare și ai plecat, că așa o aprins acasă, în bucătărie. Simți ceva și aia zic, bre, lasă-o măcar un pic aici și ieșim afară. Și aia ziceau, nu se poate, mă, l-au găsit unii și aici. Oameni care veneau, știi, de pe stradă, de pe nu știu ce, și te văd acolo. E și greu de crezut Oprișan făcând cruce la mormântul lui Ștefan cel Mare. Wow, ăsta e, știi? La Putna. Dar chiar eu eram și... Da, faci poză, că nu poți să-i zici, dar măcar să ieșim un picuț afară, că ăia mai băteau o toacă, mai spuneau o vecernie, mai spuneau nu știu ce, știi? Mai trag? Da, te rog. Cum poți să reții atât de multe informații? N-am o rețetă, jur că n-am. Adică, mi se par logice, am spus, ca să nu mai e vorba lui Gigi Nețuie, n-am spus-o, dar mă repet, alții rețin mult mai, un profesor de istorie sau un istoric reține niște date istorice concrete, da? Un prof de fizică reține pe alea, unul de chimie și așa mai departe. La mine nu fac niciun efort, nu trag lecitină, nu nimic. Citesc și rețin. În general, rețin ceea ce vreau să rețin, pentru că am citit multe lucruri, nu mi-au interesul așa, n-am bubuit. Și atunci nu le rețin, nu le înveți chiar orice. Știi? Dacă citești o carte sau ceva, reții din aia ceea ce ai de reținut, ceea ce-ți place, ceea ce-ți convine, habar n-am. Nu ții minte tot că am citit cartea aia, am citit așa și dacă am citit ceva, că învăț ca papagalul? Da, corect. N-are... Dar moștenești pe cineva, bunici, neam, unchi, care au fost tata, așa... Nu, tata mai e așa, dar nu la nivelul ăsta. Dar și tatăl meu, el fiind de structură militar și viață mai ca zonă, mai așezată, mai rigidă. Mai ca zonă, probabil că din cauza asta, dar nu-și făcea niște Excel-uri să țină minte sau niște caiete studențești. Știi? Înțeles. Și nici mama ta nu era să te bată la cap, Cătălin, să ne faci de râs, să ia și învață sau de astea? Nu, niciodată. Acasă vorbești la fel de mult, da, dar fiul meu mă întrece. Serios? Da. Dar v-ați venit și mama mă doare capul de nebunesc cu ăștia doi. Fiul meu nu știu dacă mă întrece, dar vorbește mult mai repede și nu înțelegi ce spune. Știi? Și am, băi, stai, oprește-te un pic, că poate e o informație interesantă. Ia mai frige odată, ce-ai vrut să zici? Și eu îi zic că ai grijă că dacă nu te înțeleg eu, s-ar putea ca nici profi să nu te înțeleagă sau gagicile tale. Știi? Ai vorbit la fel, dar că vorbești el mai mult ca tine. Și mai înțelegi mai puțin. Crezi în Dumnezeu? Cine este Dumnezeu pentru tine? Nu cred. Mama a fost Dumnezeu pentru mine. Adică mama a murit de mult, acum 20 de ani, și chiar în perioada aia când s-a stins, am găsit-o, nu e al meu, am găsit un citat al lui Abraham Lincoln, care spune așa, tot ceea ce sunt și am fost, îi datorez îngerului care a fost mama. Adică pentru mine, aș minți, acum știi să câștigăm trei, așa, da, cred, nu neg, nu sunt, nu mă duc să scuip în biserică sau, tocmai am zis că am fost la aia,
cred că biserica a fost construită de Ștefan cel Mare, de Simeon Movilă, de Mircea cel Bătrân, de Alexandru cel Bun și nu de așa. Dar dacă e să mă gândesc că e cineva acolo sus, mă gândesc că e mama. Mm-hmm. Adică la asta mă gândesc când... Adică ești un fel de ateu? Te-ai putea considera ateu? Nu. Sau da, dacă prin ateu înțelegi că nu cred, da. Mm-hmm. Da, și nu mă ascund. Nici din asta nu fac un act de bravadă, nu mă deranjează ce se întâmplă în jurul nostru. Dar cred că s-a dus lumea un pic cam departe și cu credința asta. Și cu, adică credința e ceva pentru tine. Exact ce spuneam noi, nu mergem la Mormânt la Hâldan ca să ne filmăm pe 12 televiziuni să dăm imaginile. Adică poți să te duci la Hâldan în octombrie, când se întâmplă tot timpul că nu se aniversează, se adună niște ani, dar poți să te duci la Hâldan și în mai. Dacă vrei să aprinzi. Aici cred că e chestia de credință și de, știi? Adică de ce să ne încolonăm să mergem toți în octombrie? Că atunci a murit, perfect. Dar de ce nu mergem când s-a născut? De ce nu mergem de Crăciun? De ce nu mergem de Paște? De ce nu mergem de Sfânta Maria? De ce nu mergem de, nu știu. Dar tu spui Tatăl nostru sau nu, ai chestii de genul? Nu știu. Nu știi? Nu știi Tatăl nostru? Serios? Mă duc așa 3-4 versuri. Tatăl nostru care ești în cer, mamă, și ce chestie era, câte știi tu? Nici n-am vrut niciodată să-l învăț. Nu? Nu. Păi, îl învățai dacă voiai. Păi, mai ales tu. Nu din ceva, din nu. Nu. Am fost mai mult pe chestii palpabile. Bă, pot să pun mâna? Da, ok. Și... Dar nu necăzând în nicio extremă, nici în partea asta, la altă, nici în partea ailaltă. Adică mă sui în mașină cu soacra mea și o duc în fiecare duminică sau din când în când are nevoie la cimitir sau la biserică. Nu zic, bă, aoleu, cum mă să văd? Ce, băi? O aștept 3 ore. Sau 2 ore. Sau când vine să împartă pomană sau bunii, ce trebuie să facem? Să cumpărăm sau să nu știu ce? Sau, nu, cum? Că nu ești împotrivă. Asta sunt chestiuni creștinești, dar consider tot timpul că ceea ce faci trebuie să-l faci aici, tu. Tu, nu faci acte de bravadă cu asta. Vin, pun în pioneze, 4 pioneze cu calendarul creștin ortodox și când vine cineva la mine zic, mamă, îl aveam bucătărie. Și dacă îl țin strâns, nu e același lucru? Păi nu, trebuie să-l bați în pioneze. Sau, nu știu, chestiuni din astea, știi? Când merg pe stradă și văd orice biserică să fac de aia, nu, mai bine... Aici e problema. Mai bine mă duc să văd cine a construit biserica aia, ce s-a întâmplat cu ea, ce istorie are părintele de acolo, popa de acolo, că poate a fost 40 de ani și l-a slujit pe părintele Stăniloae, poate l-a slujit pe părintele Bordașiu, poate l-a slujit pe părintele Cleopa, habar n-am, nu știu. Și poate are, decât să mă duc să fac primenele, să cad în față, zic, bă, credincios ăsta, bă, ce băiat, bă, l-am văzut poprișan la toate bisericile pe Calea Victoriei și a făcut cruce. Nu, mai bine intru și văd despre ce e acolo vorba. Așa. Că așa am fost format, nu știu. Și tu, de exemplu, când ai, să zic așa, o pasă mai proastă sau ceva, ce faci? Adică cum te ridici? Când aia, că nu mai pot, mai pot un pic. Prin asta, nu? Da. Dar cine zice asta? Nu știu, am auzit-o eu undeva. Da, da. Ori un sportiv, un ceva, sportiv, așa, da, zici, da, și când nu mai pot, să nu greșim, să râdă lumea de noi. Da, da, da. Și când nu mai pot, cred că chiar asta a fost întrebarea. Bă, și când simți că ți-e greu, gata, ești la, s-a terminat bateriile, ce se întâmplă? Și azi, când nu mai pot, mai pot un pic. Da, cineva... Și mi-a rămas, da. Acum, cred că dacă recent... nu avem voie. N-avem voie. Nu. Ori suntem șmecheruri, băi, atunci tot m-am vorbit că nu ne uităm și atunci, gata, m-a zis-o ăla. Nu. Normal că orice om a trecut prin chestiuni grele, prin chestiuni delicate și așa mai departe, dar cine să te ajute? Decât tu. Păi. Că forțe și cast. E bune? Eu nu știu să nu, dacă mă arunci în 2 metri de apă, vine vreo forță divină să mă salvez, dacă nu dai din labe să ajung măcar 2 metri până la ăla, hai, noroc, într-un minut. Ok, poate nu e bun exemplu sau că e caz extrem, dar... Și de exemplu, tu când auzi, domne, a fost o minune, uite, a fost în comă și a ieșit în comă. Da, am mai povestit, știi? Asta, am mai povestit. Eu am stat la Fatima o lună de zile. Ok, da? În Portugalia, nu? Da, în Portugalia. Și... Acolo erau dângănii de clopot din sfert în sfert de oră, cu măicuțe, cu oameni care se rugau și așa mai departe. Și acolo povestea este știută, Fecioara Maria s-a arătat celor 3 copilași, într-o perioadă determinată, în fiecare 13 ale lunii, începând din 13 mai până în 13 octombrie, cu pauză și așa mai departe, făcând niște prevestiri cu comunismul, cu papa și cu sfârșitul primului război mondial. Bun, hai noroc, hai noroc, asta a fost tot. Am ajuns în casă la vicepreședintea clubului
Sporting Lisabona, a doua ca importanță în clubul Sporting Lisabona, 2001. Și ea mi-a zis, pe unde ați mai fost, domnul Prișan, pe aici? Păi, doamna, asta la Fatima o lună de zile și acum Lisabona. Ați fost la Fatima? Da, zic, ce dracu, am zis prost. Stați un pic, intră în casă, casă pe două niveluri, niveluri așa, urca cu scară și am mai povestit asta. Și a venit cu o cutiuță așa de mahon, morchei, nu contează, în lemn. Și a deschis, erau petale de trandafir acolo. Și l-a deschis și zice, ați fost la Fatima. Băi, a treia oară când mă întreabă asta, zice, am furat ceva, ce am făcut, s-a dat în ziare că a venit un român care, da, zic am oră. Și credeți în astea cu aparițiile? Doamnă, nu știu dacă au avut vizii bun sau nu, discutăm de o chestiune întâmplată la 1917, nu sunt eu. Dom'le, crezi sau nu, nu mai o aburi. Doamnă, nu știu ce să zic, sau ce să zic, da, și am amănunt, am argumente, nu. Și a zis, și-a desfăcut alea, și el au petale de trandafir, zice, puneți mâna pe ele, bă, ce face asta? Pus mâna, ele erau umede. Și zice, sunt culese de bunica mea de la Fatima în 1917, noi eram în 2001. Am căzut așa, m-a ridicat de jos, știi, mi s-a tăiat respirația. Acum ce faci, crezi? Aia nu s-a dus să dea cu un spray cu apă înainte, nu? Că venea Oprișan de la Gazeta Sport. Noi eram un ziarist român pârlit, căruia nu-i mergea 2G-ul pe Orange sau pe ce eram. Paznicul de la intrarea de la stadion a zis, a sunat în portughez și a zis, doamnă, sunt unii care se chinie rău de tot în jură, sudul e pe aici, nu pot să transmit acasă în România. Au venit să scrie de stadionul nostru, de José Alvalade, de Marius Nicolae și a venit, nu te crede nimeni, îți dai seama, dar există martor, Ovidiu Drăgan și colegii mei de la... Și a venit directoarea, a venit vicepreședintele clubului, vicepreședinta clubului, că era doamnă. Și a zis, cum să nu vă ajut? Doamnă, știți, noi suntem niște țărănuși, rumenii, țiganii, rumenii, vai de capul nostru, ziariști. A zis, ați venit să scrieți despre Sporting și eu să nu vă ajut, haideți acasă la mine, transmiteți tot ce aveți de... Am venit în casă, am intrat, avea un copilaj de 10 anișori, zici că era Jean-Michel Jarre, cânta la 3 laptopuri, așa era. Noi eram pe dischetă, a băgat la zi, mă, adresa, țac, țac, a trimis-o într-un minut, 20 de poze, țac, 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 el făcea așa. Jean-Michel Jarre, în volum Oxygen era, uite așa. Și în timp ce ăla transmitea, Ovidiu Drăgan n-a vrut să meargă, nu merg eu cu baba asta acasă, mă. M-a luat doamna și ne-a dus și în timp ce ăla micul Jean-Michel Jarre transmitea, ea a venit cu petalele, crezi sau nu? Ce faci? Tu zi tu. I-a zis, bă, nu s-a dus să le dea atunci cu apă, nu ține într-un cutie niște frunze și le udă când vine fiecare invitat și să-l umilească pe, sau să-l, nu să-l umile, să-l uimească pe Cătălin Oprișan din România. Mamă, ce tare! Și dacă Oprișanul venea în ziua aia, ce făgea? Ținea niște petale de trandafir, le-a cules atunci. Bă, n-arătau de 80 de ani petalele alea. N-arătau de 80 de ani. Ce că erau smulse alaltă. Și ce ai făcut? Ai m-am așezat sau cu băncuță. Avea aia de încălțat și descălțat. De ce? Că nu... M-am așezat așa un picuț, știi? Dar ea foarte natural a venit. A zis, ia vezi mă, hab nebunule. Ia pipă ele așa. Și zice, străbunica mea a fost la ultima apariție de la Fatima. Zic, știu, 13 octombrie 1917. Da, foarte tare. Credeți sau nu? Dar nu mă luați așa că voi stați în Portugalia de când v-ați născut și aveți date și aveți cutare, la mine e venit țărănușul din România. Știam de Ludogorie, știam de la noi de Lourdes, știam de la noi de Petrache, ăsta, cum îl cheamă, de Petrache Lupuș de Minunea de la Maglavit, dar n-ajunsesem la Fatima. La Fatima ăla e un loc în care te termină. Te nivelează, te pune jos și calcă peste tine, așa înțelegi? Adică pe lângă dângănitul de clopote și de lângă astea și de imensitatea sanctuarului ăla și că ei, pe copiii ei au fost beatificați de către papă și așa mai departe, ia o chestie foarte ciudată, în opinia mea, aia m-a terminat. De orice boală suferi, te duci și ți-ei partea corpului care e bolnavă din ceară și o arunci deasupra unui rug. Deci dacă tu suferi de ochi, iei un ochi din ceară, un ochi din ceară pe care el îl pui acolo și faci cruce. Dacă ai plămânul, ei aveau niște chestii de ceară cu toate astea, toate organele corpului. Am înțeles. Picior, genunchi, ochi, mână, ureche și așa mai departe. Deci seama noi când am ajuns acolo, ce miroase bă frate așa ceară. Au un, mi-am zis eu rug, au un, ca un grătar, doamne iartă-mă, care eu vâlvătaie, să merge în genunchi nu știu câte sute de metri, un kilometru, nu știu cât, în care spui ce ai de spus, în genunchi și când ajunge acolo cu aia în mână, cu urechea, cu mâna, cu piciorul, cu articulație, pui acolo și aia arde și aia efectiv te nivelează, adică oricât ai fi tu de șmecher și vii așa în România, hau! Hau! Și ai făcut și tu procesul nu, ăsta? Nu, nu, că nu mă durea nimic pe vremea aia. Dar prefer să mă duc și să văd istoria bisericii, să văd reacția papei, să văd date despre acei copii și așa mai departe. Adică ai varianta A, au fost trei copii care au văzut viziunea, adică cărora li s-a arătat Fecioara Maria.
Doi dintre ei au murit imediat. Una dintre ei, una dintre ele, Lucia Dusantuș, a trăit la mănăstirea din Coimbra până prin 2000 și ceva, 2000. Da? Ai varianta A, mic. Să spui că acei doi copii au murit pentru că au fost singurii care au spus că au văzut-o pe Fecioara Maria și ce le-a spus Fecioara Maria. Și ai varianta B, mic, să spui că toată Europa era afectată de gripa spaniolă și că atunci 3/4 din populația Europei a murit din cauza gripei spaniole. Mm-hmm. Tu decizi ce spui. Mm-hmm. Tu decizi ce crezi. Mm-hmm. Ai varianta A, mic. Au murit blestemați din cauza că Doamne, Doamne, s-a supărat pe ei și că au spus secretele dezvăluite de doamna care ni s-a arătat, care era Fecioara Maria. B, mic, gripa spaniolă. Tu decizi ce, cum au murit ei. Păi și tu, pentru cum? Tine. Tu ce ai decis? Eu zic că e gripa spaniolă. Ah, ok. Deci n-a rămas nici măcar chestia aia cu petalele și nu știu ce, n-a rămas clar. A rămas cumva da. Așa. Eu zic că e gripa spaniolă. Acum eu de unde să știu? Mm-hmm. N-am făcut, Doamne iartă-mă, n-am fost la autopsie, n-am fost la, dacă a venit la autopsie și spune că a fost gripa spaniolă, e clar ce s-o mai aburim. Dacă autopsierul ăla nu vine sau nu a existat și n-a spus, nu mai e clar. Mhm. Dar nu exclus total. Nu, nu. Că pot să fie nu. Și minuni. Nu. Nu făcături. Adică asta cu minunea de la Maglavila. La noi e făcătură totală cu un țăran, un surdomut, dobitoc, care a văzut pe un pitic bărboș. Hai să nu, las-o așa. Adică și minunile astea nu să calci pe ele. Nu merge așa, dai drumul, e o minune. Hai să lăsăm minunea să fie minune. Atâta vreme cât e minune, e mișto. Când o dezbrăcăm de sensuri, vorba lui Boanchiș, câte minuni de-astea poate fi? Mm-hmm. Da, înțeleg. Uite, acum faptul că mi-ai zis de mama ta mai devreme, înțeleg acel sărumâna și respectul tău față de femei, că probabil e admirația asta pe care o ai nu, avut-o față de ea, nu? Așa am fost crescut. Da? Da. Eu am zis lui filmul, orice doamnă intră în bloc și orice gagică peste 15 ani e sărumâna. Vedem după aia dacă e din bloc de la noi sau nu, dar ușa se deschide și dăm sărumâna. Mm-hmm. Poate fi o vecină care s-a mutat relativ recent și nu știm despre ea, poate să fie bunica cuiva, poate să fie, nu contează asta, acum nu stăm, auzi, de asta cine e, dăm sărumâna sau nu, dăm sărumâna și după ce trece să mânge, nu cunosc. Uh-huh. Nu contează, știi? Uh-huh. Dar sunt niște chestii, adică nu dăm cu ușa în cap doamnei care se pregătește să intre, o lăsăm să ia, să intre și dăm sărumâna și așa mai departe. Și cine te-a educat așa, mama ta? Așa am fost, nu, așa a fost familia. Uh-huh. Adică nu s-a făcut ședință să facem așa ceva. Dar cum să zic, în firea lucrurilor să dai sărumâna unui doamnă, ce aș putea să zic? Bună? Nu știu, nu mulți sunt așa, să știi. Păi cum adică, mă întâlnesc cu cineva, deci eu am 47 de ani și mă întâlnesc cu cineva care are 60, sărumâna la fel. Și ce îi zic acelei doamne? Păi lasă că bună? Tu zici, uite, și la 15 ani. Da. Păi asta zic, știi? Și ceea ce mi se pare super. Nu cred că am zis bună în viața mea. Nu mi-aduc aminte să fi zis vreodată bună. Nu mi-aduc aminte în ce context. Adică, bă, da, a fost odată când am zis bună. Eu mă duc în piață, vorbesc cu toate doamnele, stau câte o oră jumate în piață sâmbătă duminica. Tu poi mine mă găsești acolo sau când e sâmbătă. Cum? Discut cu doamnele, ce mai merge, ce mai crește, ce puneți la roșii. Mă duc în spate la poporul moldovean, frate și prieteni din Chișinău, ce baterii mai aveți, ce cutare, ce mai merge, ce mai faceți, ce mai... Dar nu există, cum? Dar nu... Știi că lumea se miră, bă, să-ți duce în piață, nu mă, eu fac cumpărăturile pe Marte. Am eu pe cineva pe Marte care are o fabrică de zarzavat acolo, de conopidă. Păi, tot în piață trebuie să ajung. Cine cară în piață? Corect. Păi cine cară în piață? Cine ai băi așa de mirat că ăla e în piață și ia două chile de alea și două chile de alea? Adică, wow! Zici că eu am pe Marte. Păi eu unde pot să fac cumpărăturile dacă nu în piața din stânga sau din dreapta sau la un supermarket? Eu apa plată de unde? Eu am o țâșnitoare în casă, un furtun, un șgheab. Scurge apă cu întuneric la... Scurge cu apă cu întuneric la ce bine. La chiuvetă. Ce bine ar fi. Să așa să ne ajute. Vrei să-l sunăm pe Cici? Ce bună e asta, asta e uriaș. Mai a fost 100% nearanjată din nimic. Da, oamenii da, care nu știu, eram la Bobonete, la podcast și a sunat, am auzit Răzvan Ionaș cu ce asta cu telefon. Bă, Cici, nu mai beamă la birou, zică. Bă, să mor de n-am vrut să-l sun pe Bobonete. Ce n-ai, bă, mă, bei și mă sui pe mine. Dar eu nu beau, mă, vezi, mă, că ai greșit. Chide sună iar, tâncu-a telefon. Haide, bă, ce că la Bobonete am vorbat. Băi, Cici, bă, băiatul meu. Bă, te faci de râs în toată presa. Cici este omul care mi-a pus pixul în mână. Serios? Da. Pixul în mână mi l-au pus trei oameni. Lorena Balaci, fata lui Ilie Balaci, Răzvan Ionașcu, alias AKA Cici, și George Mihăiță, directorul revistei Salut.
Eu am debutat în 92 ca scriitor, ca scriitor, Doamne iartă, ca ziarist, la 16 ani în revista Salut. Cici era șeful de pagină, Lorena m-a dus acolo și George Mihăiță mi-a dat voie să scriu la 16 ani. Deci ăsta este triumviratul. Și apoi domnul Geu Raiețchi, directorul cotidianului Sport 21, primul ziar color de sport de la noi, care la 20, la 19 ani, 95, deci dacă sunt 76, 19 ani, mi-a dat o rubrică de fotbal spaniol pe mână, unde aveam 14 jucători care voluau în primera și vreo 5 în secunda, deci aveam 20 de jucători. Jucătorii ăștia însemnând Gică Hagi, Barcelona, Gică Popescu capitan, apoi, că vorbesc pe o perioadă mai întinsă de timp, Gică Popescu capitanul Barcelonei, Gică Craioveanu vedetă la Villarreal, Real Sociedad și Getafe, Costel Gâlcă spaniol, Bogdan Stelea Salamanca, Adi Ilie și Sabin Ilie, Denis Șerban Valencia, Iordache Villarreal, Filipescu Betis Sevilla, Cătălin Munteanu Albacete, etc. și să-mi Sabin Ilie să mă ierte pe cei pe care i-am mai uitat, că sunt, mai sunt Cosmin Contra, după aia Alaves și AC Milan, Atletico, Daniel Prodan, Dumnezeu să-l ierte, Atletico, toți ăștia erau ai mei, despre ei trebuia să scrii. Plus niște băieți de prin Portugalia, că era tot lumea hispanică, Marcel Sabou, Basarab Nicăpanduru, Timofte, Cuc și așa mai departe. Aveai treabă. Da, era treabă de... Îți fâriau călcâiele. Și oamenii ăștia trei, Salut plus domnul Geu Raiețchi, au avut încredere că... Încredere trebuie să ai la un, într-unul de 16 ani. Eu am avut carte de muncă făcută în fals. Că aveam 17 ani și n-aveai cum să faci până la 18 ani. Eu am lucrat din clasa 10, a 10, a 11, a 12, a lucram ca lumea. Cu plătit. Ca lumea plătit. Avea salariul mult mai mare decât mama. Mamă, ce... Strada Roma, numărul 40. Mă duceam acolo și... Și le ziceam colegilor de liceu mai mici, haide mă să-mi iau și o salariu. Ce să facem, mă? Și mergeam pe jos din Plevnei, de la Cervantes până pe strada Roma și acolo luam și mergeam ce era deschis atunci, un McDonald's, ce era deschis în 94, ăla de la Romană și unul la Unirii, alea două erau, nu știu dacă Romana era, dar Unirii era. Și mergeam acolo. Dar asta am vrut să fac, adică n-am fost angajat forțat sau n-am avut ce mânca, băi, du-te și tu să iei, păi, să ai bani de buzunar. Și prinsesești pista asta cu presa sportivă, adică era exact șgheabul ăla, perfect. Și mă duceam și luam salariu. Și după aia pe la 17 ani mi-a zis, bă, nu mai puteți să te plătim la plic, trebuie să facem o carte de muncă, păi eu n-am 18 ani. Lasă-mă, zic, că facem una așa, 17 ani jumate și când împlinești 18 ani, îți mai adăugăm și vedem noi cum facem. Păi nu se poate, că e pușcărie, lasă-mă, că vedem noi. Mai trag? Da, da, te rog. Adică ne ducem în 5 ore. Hai. Vorbește despre mama și tatăl tău. Păi ți-am zis. Mama s-a usat cu 20 de ani, tata. El a fost cel care... El, de exemplu, venea de la serviciu cu România Liberă în geantă. Eu nu mâncam dacă nu știam România Liberă. România Liberă pe vremea aia avea 24 de pagini. Mamă. Nu mâncam. Dar nu era... Mi se părea, știu acum, băi, ipocritule, băi, Gerina, ce le-ai chemat, mă, pe ăsta, arogantule, cum zic. Nu puteam mânca dacă nu citeam ăla. De sport, o cronică teatrală. Citeam și alea cu vrăjitoarea Omida, care scoate din tine diavolul. Da. Da, tot la rubrica aia. Tot. Politică, cât pricepea un copil la 17 ani sau la 16 ani. Dar ce, că îi cereai tu sau nu, vedeai că... Tata cumpăra în fiecare pentru zi. Pentru el. Da, și îl ținea în servietă. El când venea, bună, sărumâna, îi spuneam, nu știu ce, să ducea să spele, pac, ridicam alea la ținut, așa, pac, ridicam alea la geanta diplomat, scotea România Liberă. Și mama, Dumnezeu să uite, urla, haideți-mă la masă, că nu mai țin mâncarea asta. Și da, băgam, deci tu în gură, era o travă, că erai negru așa, și dădeai, pac, și citeam editorial Gilda Lazăr, Petre Mihai Băcanu, Tia Șerbănescu, pac, treceam la sport, Marius Georgescu, cu tare, ia, ce mai au, 3 pagini de publicitate, erau aia cu morții, cu adânc regret, da, anunțăm trecerea neființă, citeam și necrologele, tot. Necrologele, cred că necrologele, da. Tot. Nu există. Da, tatăl tău mai trăiește? Da. Trăiește, da? Și câți ani are? 47 născut, de 76. Mulți înainte. Și se ține bine? Da. Serios? Am dus la fotbal până la 50 de ani, am jucat cu el, da? Și lumea nu mă credea că e tată. Ce tare. Și stă tot în militar și el? De același loc cu mine. Da? Eu stau la 2 la parter. Ah, ce tare. Și aveți relații ok, nu? Foarte ok. Dar după ce a murit mama, toată lumea în piață zicea, a venit mama ta pe aici, nu știu ce, e vorba de soacră. Niciodată n-am zis în 20 de ani că e soacră mea. A trecut. Serios? Și mama a cumpărat niște morcovi înainte. Zic, da, da, să rămână.
unuia nu i-am zis, unuia. Nu i-am spus, băi, hai să o lămurim, nu-i mama. Ai lăsat mama așa? S-a dus, da. Acum a venit mama, cu 10 minute, de sac la început, era un șoc. Corect. Știi? După aia, dar n-am zis niciodată, nu, că nu, eu așa am receptat-o ca pe mamă. Eu așa am un telefon cu mama Geta, n-am cu soacră. Serios? Da. Dacă o cauți la M, e cu M aici. Știi, când mă duc aici, scriu M, A, M, A, mi-apare mama Geta. Ce tare. Și vă înțelegeți bine, oh, nu? Fără probleme. Dar stă cu voi în casă? Nu. Vis-a-vis. Blocul de vis-a-vis. Toți stăm acolo, este ca Hacienda de la mexicani, toți în chiar aceeași curte. Da? Să mor de noi Hacienda, ăla are o casă acolo. Are... De ce crezi că se uită oamenii la tine? De circar, în primul rând. De circar și de faptul că încerc să vorbesc pe înțelesul pietonului de pe zebră. Mm-hmm. Adică toată lumea știe că, sau toată lumea, sau mulți știu că noi putem să vorbim acum la telefon grație invenției a 3-4 oameni. Mm-hmm. E clar că cineva a inventat. Hei, și trebuie să încerci să le explici oamenilor cum s-a ajuns la telefonul ăsta mobil. Și a fost un tip, Johann Philipp Reis, care era un profesor care trebuia să aibă grijă de cișmea unde copiii se stropeau. Și el a zis, eu nu pot să stau ca profesor să am grijă de unii care se stropesc la cișmea. Și a legat un fir de gută întins și în capul ăla a pus un clopoțel. Ăia când atingeau cișmeaua, a început să sune clopoțelul și el venea poc și prindea pe ăia. Bă, cum ne prinde ăsta din partea alta școlii? Cum naiba ne prinde că e acolo, aici un perete uriaș, o școală întreagă și ăsta vine din partea alta? El a fost principiul undelor și principiul telecomunicații. Uh-huh. După aia ăsta a fost făcut de Elisha Gray, după aia a fost făcut de ăsta de Alexander Graham Bell, după aia a fost perfecționat de Thomas Alva Edison, care are 1024 de invenții. Și tot ceea ce ne înconjoară în camera asta este Thomas Alva Edison, tot efectiv, de la microfon făcut de el, de la becul făcut de el, de la cameră de luat VD făcut de el, de la telefonul nefăcut de el, dar perfecționat de el, până la tot ce vrei tu. Masa asta nu cred că a făcut-o el. Și așa mai departe. Dacă i-a explicat omului și el din astea patru denumiri, Rice, Graham Bell, Elisha Gray și Thomas Alva, băi, alți trei sunt greu de reținut cu Rice, ăla al tău. Bă, dar de Edison ăsta rețin. Bă, m-am uitat la boala de Orbișan și am zis că l-a perfecționat telefonul. L-a inventat el. Că au fost alți băieți deștepți. Toma ăsta cu Alexander Graham Bell, care a și vorbit și a spus, știi că se zice că Alexander Graham Bell, când a descoperit telefonul, el avea deja 6 apeluri nepreluate de la nevastă. În ziua în care l-a inventat, când l-a descoperit, l-a inventat, 6 apeluri nepreluate. Pe unde umbli, mă, cu invențiile tale? Bună, bună, trecea asta. Și trece agatul zrasat. Și așa ne-a. Și omul reține că ăla a zis că e disonat. De ce e disonat la pântre tot? Băi, nu el. Sunt alții înainte, dar el l-a perfecționat să putem vorbi și au apărut băieții de la Motorola cu 50 de ani, cu o cărămidă de 1,9 kg, cu care au început să vorbească și pe stradă. După aia s-a făcut mai mică, mai mică, mai mică, mai mică, a dispărut antena și au apărut astea. Păi asta e faza, că tu, de exemplu, ajungi atât la tiriști, da, cu tot respectul, da, știi? Da, da. Cu tot respectul, că nu înseamnă că, da, exact cum ai zis tu, dacă ei n-ar conduce tirurile alea, la noi n-ar mai ajunge alimente și diverse, știi? Sau tunelii, sau nu știu, ceva, exact. Da. De la asta până la, da, medici, da, CEO, da, da, și așa, da, da, mai departe. Mi-au zis medici, a zis, bă, noi între două operații pe cor deschis, atunci am început să tremur. Mi-a zis, bă, eu stau și mă uit la tine, pentru că și eu sunt om, și zice, și am avut o operație de 6 ore și intru în alta de 6 ore. Eu dacă mișc un milimicron, l-am omorât pe ăla. Și între astea două operații vreau și eu să mă clătesc. Nu pot să mă uit, zice, la televizor, la cancan, la nu știu ce cutare. Am 2-3 pe care citești și 2-3 podcasturi, unul între ele ești tu. Ce 4. Tare. Mă recreez, zice, jumătate de oră, n-ascult acum așa și mă bag în operație la alta de 6 ore, pe creier sau pe cor deschis. Și am zis, mă, încățești gurița, a zis, am grijă ce spun, că aia e ăsta altceva, alt fir. Știi? Mm-hmm. Oameni grei, doctor grei. Mm-hmm. Exact. La ce vârstă te-ai îndrăgostit prima dată? Să pun și alea din grădiniță, din astea? Nu. Da, pune-le și pe alea. Se pun, cred că la mamaia în 81, deci la 5 ani. La mamaia în 81, la 5 ani. Și cum ai simțit? Fluturi în stomac, era Lilica. Te țin minte și acum. Lilica Mijă. Și după aia așa, de adevăratele, deci care să se pună la 16 ani, cred. Era la vreo două blocuri de mine așa. Am și umblat nițeluș până am aflat care prieten. A, adică a fost și dragostea de aia imposibilă. Da, deci dureroasă. De ce militar și nu Nordului? Păi m-am născut în Berceni, deci de obârșie sunt bercenar, dar la 5 ani de zile ne-am mutat în militari. Și am rămas îndrăgostit de militar. Nu m-aș muta în viața mea. E, da. Da, în Nordul există piață. Ce piață e Nordului? Păi e... Ce? Stai, te duci aici, la 1 mai. La 1 mai. Au cetățeni din Moldova în spate să vorbesc cu ei?
Nu. Unde este frumusețea pieții? Mm-hmm. Să mă duc la Hacan din Bodrum să-mi facă și mie niște aripi la grătar. Să mă duc la doamna cu fructele, să mă duc la doamna care îmi dă hârtie de bucătărie, să mă duc la doamna Elena de la Jina Sibiului, de la Mărginimea Sibiului, să stăm de vorbă, să cutare așa, dacă mă că nu ai noroc, când dă la 20 de lei două mâini de cireșe și reci și am plecat. Toți figuri vin numai cu Porsche Cayenne și cu Lamborghini, ce am făcut? Unde-i frumusețea? Când te uși la piață. Să simți piața. Păi ce facem? Acum ucidem și că mă și enervez. Ucidem și noțiunea de piață. Piața e piață, tăticule, vacarme, iar marochet, alcioc, o găină care mai zboară de colo până colo, cu miros de mititei, cu manea frumoasă, manea naoșă, civilizată, cu doi care să mai bat, cu doi. Asta e frumusețea sâmbătă, cu căldură tropicală, ți intră picioarele în zmoala aia și nu mai poți să-i mai scoți. Asta e frumusețea. Mă duc la hipermarket cu căruciorul ăla, umplu aia plin ochi, cutii, 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 hârtie igienică, cutii, cutii, apă plată. Asta e? Niciodată. A, că ai nevoie de alea, nu? Tată, du-te, ia pulsul pieții, te înălești cu șeful pieții, ce mai merge tată, unde ai mai pus cântare, ce se întâmplă, oprim apac în partea aia, dăm drumul în partea altă, pe aici facem alee pietonală, toate alea o să arate la fel. Aici, vii la nevastă, povestești tot, ăla s-a bătut cu ăla, a plecat aia din piață, doamna Mihaela, nu mai e. Doamna Mihaela, dacă vă uitați, vă dea Dumnezeu sănătate, a plecat acum 2 ani din piață și sufăr și acum, și așa mai departe. De unde e roșiile cele mai frumoase, că e tâță de bou, că e daia mare, că e roșie, că e și așa mai departe. Ne batem joc? Păi stai în nordul și te duci militar la piață. Păi ce-am făcut? Nu. Păi și cine îți mai dă o gaură în bor mașină sâmbătă dimineața când pereții sunt moi? Ăia nordului dau gaură în bor mașină? Nu o dau. Adică ești atașat cumva de normalitatea asta. Păi 42 de primăvere am în țețeme. Dar ce e țețemeul ăsta când te-am tot auzit? Țăran, țigan, militari. Asta înseamnă? Da. Așa este cunoscut. Peste tot, orice cartier o să auzi în București, nu domne, că noi am fost primiți țețemiși, că țărani, țigani, muncitori. Okay. Dar militariu, pentru că acolo, de aici și zice militari, bine, zice militar de la trupele lui Tudor Vladimirescu. Dar pentru că acolo s-au dat repartiții multor militari, cadre ale armatei, n-a mai fost țărani țigani muncitori, ci țărani țigani militari, țețemeu. Pentru mine e țețeme de 20 de ani, adică nu e departe de descrierea asta. Gata, m-am prins. Țețeme, 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 țețeme. Okay. Nu să mă duc din țețeme. Ești pasionat de Regina Maria? Da. Da, acum pasionat. Nu chibiț. Mm-hmm. Eu consider că este de departe cea mai importantă, cel mai important personaj feminin din istoria noastră și probabil că primele trei din istorie all. Și de, băi, da, așa mă, de ce spui asta? Trecând pe lângă faptul că era o tipă senzațională, dacă poți să vorbești despre un cap încoronat așa, o gagică senzațională și care îi plăceau și plăcea și viața și ca fiecare. Ca fiecare, așa. Fiecăruia. Și da, și se descurca în orice împrejurare și era mama răniților și era iubită de toată lumea. Ea este cea care a făcut, iarăși cer scuze dacă oamenii au mai auzit povestea asta, este cea care a făcut istoria, că istoria asta, istoria Unirea. Când ne-am dus noi la 1 decembrie 1918, s-au adunat acolo băieții și au citit ei cu proclamația, cu domnul Hosu, cu domnul Panhalipa, cu foarte frumos. Mm-hmm. Dar nu s-a făcuse pe hârtie. Adică ei semnaseră așa, nu știu ce. Și cât a stat Brătianu la conferința de pace de la Paris de la începutul lui 1919, el drăcâia ușă și nu-l primea nimeni pe acolo, că tu erai o națiune care nu știai ce statut ai după primul război mondial, că semnase și o pace cu Germania. Nu erai nici națiune câștigătoare, ia duceți-vă mă de vorbiți voi cu germanii. Și atunci băiatul ăla deștept de acolo i-a spus după Ferdinand, bă, trimite-o pe Regina Maria, mâncați-și gura, dacă ăla Brătianu săracu stă la ușă, Brătianu, care era o somită, nu primește nimeni, mă, zgârie pe la uși, du-te mă, când să intră în cap, poc, închidă ea ușile. Trimite-o pe Regina Maria. Și Regina Maria s-a luat, s-a parfumat, s-a dat cu toate diamanticale și a zis, hai tată, să rezolvăm cazul cu Unire. Unirea e făcută 1 decembrie 1918, dar doamna se duce în primăvara lui 1919 și aliniază pe toți aia. Care sunteți, mă, voi, George Clemenceau, vină cu ce ești tu, mă, șmecher pe Germania, pe ce ești tu, mă, pe Franța, pe Italia, pe Franța, vină cu ție cum îți zice, mă, Woodrow Wilson, tu cine ești, mă? Păi sunt șmecherul pe Statele Unite, aha, ăla care nu vrei să mă primești. Și are întâlniri cu toți și întrevederi cu toți când se întoarce, gata, mă, s-a făcut Unire. Nu zic că fără dumneaei n-am fi intrat astăzi cu fără pașaport în Ardeal, dar dacă nu era. Și acum am fi mers la Timișoara cu pașaport sau la Cluj. Corect. Dar știi ce mi se pare interesant? Nu știu acum dacă ești de acord cu mine sau nu, dar asta a fost percepția mea, că
ea a reușit să facă unirea asta tocmai prin feminitatea ei, da, știi? Da, nu prin masculin, da, femeie cu, care da, se impune, da, știi, dă cu pumn. Deși, știi? Uite, poți să te contrazic că s-a dus și i-a zis, vreau partea, el i-a zis să-mi dai banatul până la așa și Ardealul și a zis, e partea, păi doamna, asta e partea leului și de aia a zis, păi de aia am venit să cer tigrului, căruia lui se spunea lui Clemenceau tigru. Era știi? Și deșteaptă, adică ducea capul, și cu, îți dai da, seama. Nu era miau-miau genul ăla de feminină, șmechere, dacă se poate spune, da, e forțat acum și cer scuze celor care iubesc pe Regina Marie. Dar am trăit și niște chestiuni extrem de interesante. Când am fost la mănăstire la Pudna, ne-a pus părintele să, și când ne-a vorbit și ne-a zis, uite bă, cam pe aici așa sta și Regina Maria când a venit. Și eu am început să tremur așa, cam pe aici. Și m-am dus acasă, zic, bă, nu știam, nu acasă, la hotel, și am luat imediat laptopul, nu știam. Zic, bă, când a fost Regina Maria la Pudna? Așa, pac, am văzut mai 1920. Să tu se fixe în locul pe care am stat eu. Nu, ei, eu am stat, eu am stat pe locul pe care am stat eu, Regina Maria. Adică, să înțelegi? Cât am luat tare poză, zic, bă, băiatule, pardon, noi am fost într-un semicerc de 10 persoane. Aș fi putut să stau în oricare alt punct. Dar tu te referi pe ce? Adică în biserică? Nu, afară. Așa. Afară. Părintele, după ce am intrat acolo, părintele a zis, hai să vă și vorbesc puțin. Aha. Și ne-a adunat afară, în lângă intrarea în biserica propriu-zisă, în mănăstire, și ne vorbea. Sfânta Mănăstire Pudna a fost crezut. Și ne-a vorbit vreo jumătate de oră. Da. Și, fără să facă o referire specială, în povestea dumnealui, în povestirea lui, a zis, și aici a venit și Regina Maria cu Ferdinand, uite chiar aici, a zis, a stat pe scările astea. Aha. Scările alea erau undeva la 4 metri. Nici dumnealui nu știa poza exact. Și eu când am auzit că Regina Maria sta pe scările alea, păi cum a zis Regina Maria la Pudna și ce-a căutat? Și m-am dus și am zis, nu stătuse și pe scările acelea, dar erau un calup de poze. Când s-a oficiat Tedeumul ăla sau ce s-a oficiat înainte să intre în muzeul bisericii, ca un muzeu senzațional, Regina Maria stătuse fix și ascultase părintele sau ce era acolo, patriarhul, cine o fi fost patriarh, nu știu, habar n-am cine era pe vremea aia, cred că era Cristea sau cine, mă rog, nu știu, în 20 nu, că era mai încolo, sau mă rog, așa, trebuia să fie patriarhul Moldovei, cred. Și când am ajuns acolo, a stat și a ascultat de pe locul în care am stat eu, adică distanță de 20 de centimetri între locul în care am stat, am văzut poza, până să urce pe da. Dar știi că ieri a murit? Da, 18 iulie, da, da. Eu am luat nevestemii parfumul ei oficial, că parfumul ei original, serios, se găsește în București, da. Iubigan, chelcă, Flor Royal. A, ce tare, da, nu știu. E la botic vis-a-vis de botic, vis-a-vis de Caragial. E scump? Nu. Adică e parfum peste ceea ce se găsește în... Adică e mai mult de 500 de lei? Da. E mai mult? Da. Până într-o mie de lei? Da. Până într-o mie da, de lei? Da. E vreo 9 milioane. 90 milioane. Deci e ceva. Da. Da, este parfum făcut de casa Ubigan pentru Regina Maria Special. Quelque Fleur Royal sau Quelque Fleur... E Quelque Fleur Royal, da. Și... 70-80 de ani după ce am, nu atât de mult, că când e moartă în 38, deci nu știu, 60-70 de ani și imediat după Revoluție Casa Ubigan l-a făcut din nou. Ce tare. Și l-a adus aici în România și se găsește de vânzare. Prezentarea e senzațională, adică din sticlă e cu un furtun și cu pompiță. A, ce tare. Și așa te dai și așa mai, da. Și are miros fain? De doamnă. Doamnă din aia. Ei au și parfumul, mirosul, un parfum original, că nu mai au cum, mirosul original al lui Napoleon, cu care se dădea, Van Cure. Deci poți să cumperi ce vrei, ori Napoleon dacă ești bărbat, ori l-am avut și eu. Da? Un miros altfel de miros, na, era făcut la 1802, suntem în 2000, eu l-am luat în 2010. Și cum te simțeai când te dai cu el așa? Măi, era altceva. Avea așa altă stare? Nu scria trei scrisori deodată. Nu. Da. Foarte, știi, interesant, adică te gândeai, bă, nu era aceea sticlă, nu era, dar respectă tot nuanțele, că e de bergamotă, că e în partea asta altă, că e de iasomia al Reginei Maria și așa mai departe. Adică nu e făcut după, hai să mai facem goată la mișto doar să cheme așa. Nu, e ceea ce cu ceea ce se dădea dumneai. Despre dumneai ei poze și pe fiul meu l-am învățat la fel, cu Regina Maria, cu Regina Maria, Regina Maria. Adică am fost la o expoziție la Muzeul Militar Central la Regele Ferdinand I Întregitorul și acolo erau niște fotografii din timpul Primului Război Mondial, imense, cât e asta...
doi pe doi, așa, unul pe unul, cât era așa, cu ea pe front, îmbrăcat în alb, imaculat, cu cizme albe și cu floare în mână, așa se ducea pe front. Și a zis, vreau și eu să văd, să, nu să văd, să gust ce mănâncă soldații. Și oprea pe ăla cu calul tras și cu măgarul, cu ăla mare, cu, cum să cheam, samovarul ăla de ciorbă, scotea mânușile și s-a apucat și mânca cu ei acolo. Bă, că PR, că nu știu ce, ok, PR îl faci, dar nu te duci la niște leproși, la ea la Turtucaia sau care erau bolnavi de holeră, nu de lepră, de holeră și așa, și că să ia tată, și... să mâncă, că să ia de tine, oricât ai fi tu de șmecherea și de trimis al lui Dumnezeu pe pământ, dai o holeră și mori în două săptămâni. Și se duce, adică personaj imens, suferind cu sufletul pentru că i-a decedat un copil și pe care n-a putut să-l mormânteze pentru că i-a plecat din, că i-a avut 6 copii și unul decedat și plecat din București în exodul spre Iași, că era primul război mondial, suferind pentru tot ceea ce s-a petrecut cu Ferdinand, care după ce n-a mai putut să o mai iubească cum trebuie, a trebuit să găsească alți bărbați, suferind de ceea ce s-a întâmplat cu Carol al doilea, care era un fiu, da, care exact, o luase razna și așa mai departe, dar cu toate astea avea timp să ducă la hipodromul din Băneasa să urmărească cursele de cai, pentru că la bază era englezoaică și englezii trăiesc cu cursele de cai. Dar cu toate astea avea timp să se ducă pe front, nu timp, avea puterea și asta să le citească răniților poezii seara când se culcau și aia să-i spună mama răniților. Dar cu toate astea, e tâcă, avea timp să patroneze spitale, biserici și școli mai ales și să meargă să danseze sârba, o cetățeană născută la Eastwick sau unde e născută dumnea ei, să vină să danseze sârbă îmbrăcată în costum popular. Dar cu toate acestea avea timp și așa mai departe să scrie testamentul că inima mea trebuie să odihnească la Castelul Bran și noi ne-am bătut joc și nici astăzi nu odihnește la Castelul Bran. Deși, dar inima asta pe unde e? Că poate inima, zice că e la Balcic. Inima în momentul ăsta este la Muzeul de Istorie într-o casetă în tezaur. A fost acolo, da. Și acum vreo... Povestea este din cauza că noi am pierdut Cadrilaterul și Balcicul, unde a fost... Ea, Regina Maria, prin testament, a vrut ca inima să rămână la Bran. Pentru că nu s-au... Așa și că a murit acolo la Balcic. La Bran sau la Peleș? La Bran. Și s-a dus la Balcic. Când a venit războiul, al doilea război mondial și înainte noi am pierdut și nu mai era al nostru, principesa Ileana s-a suit pe vasul Elisabeta, adică s-a dus fisa acolo, fisa, și a luat inima și a adus-o la Bran. A stat puțin la Bran, după care de la Bran a fost mutată la vama Branului, într-o criptă de piatră în perete, unde a stat vreo 20 de ani. Până au venit niște băieți comuniști, directorul muzeului Bran, un domn care înțeleg că trăiește și astăzi și care e o somitate, domnul HD în materie, dar care așa a fost povățuit de cineva și au desfăcut cu ranga inima Reginei Maria. Ia mă să vedem ce este acolo. Cutiile alea care au fost sparte, au fost, erau cutia în care a fost inima Reginei Maria, era dată, făcută cadou de femeile române, o chestie interesantă, din argint și așa mai departe. Fiind spartă cu ranga, ea s-a alterat și cutia și inima și așa mai departe. A fost dusă după aceea la Muzeul Național de Istorie într-o cutie de plastic. Într-o caselotă, cum zic doamnele din piață, știi? Într-o caselotă din care? După care, cred că de vreo 5 ani de zile, undeva la 2018, n-aș vrea să greșesc, dar putem verifica, dar n-avem voie, odihnește în camera de aur a castelului Pelișor. Aha. Pelișor. Pelișor, unde dumneai s-a și stins. Acolo s-a stins. Ia, pe hârtie s-a stins la Pelișor. Pe nehârtie s-a stins la Balcic. Acolo a fost sufletul dumneai tot timpul. La Balcic, la Stella Maris. Dar ai fost acolo, nu? Da. La Stella Maris. Și... practic nu-i respectăm nimic sau nu-i respectăm. Singura dorință pe care a avut-o, Castelul Bran acu este dat unui moștenitor, care moștenitorul legal l-a dat unei firme de avocatură și în inima Reginei Maria, după acest periplu Balcic, Muzeu de Istorie, Bran, Vama Branului și așa mai departe, odihnește acum la Castelul Pelișor, în locul în care n-avem nicio informație concretă scrisă că dumneai și-a dorit să fie mormântat acolo. Deci ai o regină șmecheră, e un termen ciudățel, dar o regină puternică și așa mai departe, care prin dorință testamentară își leagă inima de Castelul Bran și tu o duci la Pelișor. Hai noroc! Da, bravo. Și la Bran se și simte energia ei și sunt camerele alea amenajate cu... Au aruncat-o din Bran. Când, boierul nou care a venit. Nu cred. Și...
Ministerul Culturii a închiriat un restaurant vis-a-vis de Bran, în care toate cărțile Reginei Maria stau într-un miros de ciorbiță, nu mai e restaurant. Toate scaunele Biedermeier și tot ce avea pe acolo și Ludovici stau pe niște gresii care până mai ieri au fost locuri de nunți. Și este o expoziție temporară, deoarece, draga mea Gianina, acolo nu au loc toate exponatele și atunci le țin prin niște pivnicioare în condiții insalubre. Oamenii au niște oameni minunați care au grijă, dar n-au posibilitatea la Branul să le țină și le mai schimbă din când în când. Respectul nostru al românilor pentru cea care a fost Regina Maria. Noroc că băieții aia care au avut terasă și restaurant au fost de acord să închirieze cu 4.500 de euro pe lună fostul restaurant în care astăzi se găsesc câteva dintre artefactele Reginei Maria. Inima e în altă parte, muzeul Branu nu mai e a ei, nu a fost așa și toate lucrurile aflate pe acolo sunt în muzeu de la Bran, care viețuiește într-o fostă cârciumă. Tot respectul, atenție, nu e peorativ. Într-un restaurant, că nu ăla funcționează, funcționat într-o sală polivalentă. Oamenii au avut un restaurant unde găteau, mâncau, miroase și unde au avut gresie pe jos. Că ăsta era restaurantul. L-ai donat, nu s-a făcut niciun schimb, de rușine au venit și au pus niște covorașe, așa, niște mochețele, că bă, nu pun să vin la Regina Maria cu gresie pe jos. N-ai cum, da? Și ne bucurăm că mai avem un scăunel, un șifonieraș mic, un dulăpaș și patru poze. Asta este ceea ce înseamnă Regina Maria și istoria noastră. Atât se poate. Dar ne bucurăm că putem să-i cumpărăm parfumul și să-i citim jurnalul și memoria. Exact. Hai să mai tragem. Mulțumesc frumos. Să nu ne mai... Da, mai avem vreme? Mai hai. Pe cine moștenești din familia ta? Pe tata, clar. Adică pe mama, pe partea de așa, de... sentimentală, dar ca structură pe tata. Cum crezi că arată creierul tău? Bă, în ultima perioadă nu bine, că m-au prins ăștia și cu tensiune și cu, știi, și cu ăsta, cu preinfarct, Doamne ferește, cu prediabet și așa mai departe. Cred că acum, în ultima, până acum arăta ca lumea. De vreo 3 luni de zile, nu. Nu cred că mă arată ca lumea, că m-au prins, adică mi-a dat să fac și remene cerebral și așa mai departe. Vezi, nici multă cunoștință de asta nu e bună. Bubuie dracu cu creierul. Deci nu merge. Ufii prea mult? Păi nu e mult, că dacă ăia, ăia șmecherii pe știință, cercetătorii au zis că maximum 10%, nici 10%, nu știu cât fung în creier cât e. Adică puțin, hai să ne închipuim dacă ăsta e 100% și noi avem atâtica, ți se pare mult? Nu. Poate că e nevoie să faci și păi să... Păi și cum arunci la gunoi astea? Te culci? Nu. Stai așa și... Nu, poți să le lași, dar poate că e nevoie ca cealaltă parte de creier să-ți o... Păi cealaltă parte creierii atâta. Hai. Adică nu e o jumătate perfectă. Dom'le, am împărțit pe din două, știi? Ai la altă bate. Da, ești mai mult pe partea rațională decât pe emoțional, nu? Sau și? Cum te convezi? Și, că-ți gemeni. Adică gemenii ăștia, când lumea ce, bă, ăștia sunt dualiști așa, nu e vorba de dualiști, gândiți-vă doar că gemenii înseamnă Castor și Pollux, unul era muritor, unul nemuritor. Hai noroc, cu asta am zis tot. Deci gemenii la bază sunt Castor și Pollux, unul e făcut din Zeus și din Leda și unul e de muritori. Uh-huh. Din Zeus și din Leda și unul din... Leda și din băiat de aici. Dar tu cum te relaxezi? Cum mă relaxez? Uh-huh. Te mai mă duc în parcuri și rezolv integrame, ca Moș Negi. Păi vezi, tot solicitarea creierului. Da, dar e ceva... Bine, e mizilit față de ce faci tu. Dar așa nu. Degeaba, să stai degeaba, nu. Efectiv, nu poți? Păi o viață avem și pe aia o trăind stând degeaba? Da, mă, cât, dar asta e, trebuie mai să te relaxezi. Mai dau gaură, mai un burghiu, mai în piață, mai un parc, mai... Cu televizorul nu le am. Ascult de pești toată ziua. Cam 33 de ani de când îi ascult. Adică, cum să mă mai dezic de ei? Am crescut pe melodiile lor, doamna Gianina. Doamna Gianina, pe melodiile lor. Nu e vorba că nu. Mă duc la fotbal, deși nu se vede, adică mă primesc că ea, mă rog, la fotbal, tropăim. Ca niște hipopotami. Dar așa, să fii genul să tolănească, așa? Nu. Nu. Pe cine îți place să imiți cu ușurință? Bine, mie, Nigrid, bineînțeles că... Vezi tu, Gianina, pe vremea noastră, draga mea, jurnaliștii erau altfel, ei nu interesa gangan-ul. Ei vineau și scriau o cronică de meci, exact așa cum am jucat noi.
Astăzi lumea nu mai face asta și eu simt lucrul acesta, draga mea Gianina. Oamenii vineau, se uitau la meci și discutau sistemele de joc, de exemplu. Ei nu discutau cine cu cine mai umblă. Uite, am văzut astăzi, de exemplu, fosta lui nu știu care umblă, o arde. Ce cuvânt este asta? O arde. Adică o pârlește, o umblă cu o brichetă sau cum o arde și fosta. Adică, vezi, și eu am fost cu... draga mea Gianina, de exemplu, eu am fost căsătorit cu marea noastră actriță, Vasilica Dastaman, dar vezi tu, draga mea, ca să te căsătorești cu o actriță de teatru, trebuia să treci pe la teatru. Că altfel nu aveai unde să te îmbârligi cu ea, cum spuneți voi astăzi. Ca nu el zicea soția meu? Soția meu. El zicea, jocul, nu? Jocul Dinamoului. Așa, da. Jocul Dinamoului. Un personaj imens. Băi, dar ce bine limițile aici. De-abia să rămână. De-abia când m-am întâlnit și mi-a zis, am auzit și ce îmi place cum. De-abia când o să-l mai avem, sper ca lucrul ăsta să întâmple cât mai târziu cu putință și peste 100 de ani, o să ne dăm seama ce am pierdut. Dar noi ca români ce o să fac? Jelim un om uriaș. A făcut Țepelin, am mai zis asta. Țepelin a făcut cea mai tare chestie din ultimii 20 de ani în presa românească. Du-te, bă, băi, cea mai grea presă. Când a murit Radu Cosașu, Belfegor, 92 de primăveri, toată lumea s-a stins ultimul gazetar. Îl iubeam ca pe bunicul meu. Eu, pe Radu Cosașu, îl citeam în scoarță, în scoarță, toată România. Și Țepelin, vagabond, a zis, da, mă, îl iubeați, tot citează în scoarță. Rupeam gazeta, nu mă interesa gazeta, care e plină de mizerii și de cancan cu becali și cu toți voia serviții, dar pe Radu Cosașu îl citeam. Litera de lege era pentru mine. Și Țepelin a lăsat să liniștească apele, mormântare, catafalc, toată, băi, Radu Cosașu pentru mine, toți copiii din România, toți cei care citeau. A lăsat să liniștească și a venit și a zis așa, acestea sunt comentariile de la ultimul material al lui Radu Cosașu de acolo. Bă, boșorogule, bă, gane, te și tu e specialist, mă, Andina, fut, mă, te, bă, gane. Nu așa erau comentariile și a zis, unde e aia, mă, aprecierea de azi că toată România? Uitați comentariile. Ia uite, boșorogule, dar analizai meciurile când jucau aia cu bască pe cap și era curcubeu alb-negru, te-ai găsit tu. Bă, e genială treaba. Da, așa deci toți veni și spunem, eu pe Radu Cosașu, Gianina, nu mă trezeam, nu mă spălam pe dinți până nu-l citeam pe Radu Cosașu. Păi cum? Fata mea, nu intram în list, nu mâncam, nu cu tare. Ia vedeți, mă, comentarii. Și lumea care ne privește acum o să zică, nu bă, că ăsta e hate, că erau câțiva, Gianina, erau încârnat. Dinamo 1322, Steaua FCSB, Grigori, nu cu tare. Să-ți o dăm, băi, moșule, să cu tare. Te-ai apucat, pardon, tu, băi, moșorogule, care făceai analiză, jucau ei cu tricou, cu helancă, cu helancă băgăși, cu bască pe cap și cu pieptăne la spate să analizezi acum. Nu te, băi, moșorogule, dă o bășină pe picior, că ești vai de capul. N-am, zici, luați. Că toți a zis că România, Radu Cosașu, Dumnezeu, cu tare, a murit, da, bă, și eu îl citeam, cu tare. Băi, ipocriților. De aia zic, da. Ce am mai auzit? Că i-a murit soția lui Naimi și că o duce greu, care are probleme de sănătate și... Dar okay. Tu ai încercat să-l inviți la podcastul tău? Păi dar n-am cum de la Oradea. Păi nu poate să vină încoa? Nu. Serios? Nu, are probleme din ce în ce mai mari de sănătate pentru că tipul nu iartă pe nimeni. Și eu am avut așa și o chestie, am zis că domnule se va stinge de dorul soției, dar uite că duce și să dea Dumnezeu să ducă cât mai mult. La ce iubire a fost între dumnealui și soție, eu am crezut că se duce, dar sunt niște oameni care știu să-l țin acolo, la Oradea. Adică eu am crezut că îl pierdem, știi, și atunci o să așa, o să scrie Nea Ovidiu Ianițoaia un editorial în gazetă și cu Tolontan, 4 pagini sau 5 și hai noroc. Și după un an, ce după un an? Câți mai vorbesc cu Dilie Balace? Adevărat. Minunea blondă cu tare, noroc că Lorena și cu oamenii de acolo de la Craiova mai au grijă și mai fac un festival sau mai fac tu ceva. Bun, de Gicu Dobrin, când ai auzit vorbindu-se ultima dată, hai noroc. Noroc cu stadionul. Păi, și da, și ce să facem, oprișene? Nu știu. Alții fac statui, alții fac muzee, alții fac case memoriale, alții fac... Ăia cum găsesc, mă, ceva? Ăia cum găsesc ceva? Da, așa e. Am mai zis asta la Mozart, unii m-au mai contrazis. Nu vreau să o fac pe șmecherul mozardian. Din ceea ce mi-a spus ghidul, am înțeles că în casa, în vila, că aia nu-i casă, în hotelul de 4 etaje din spatele domului din Viena, acolo, în casa aia, Mozart nu ar fi trăit nicio secundă. Dar ei au făcut muzeu acolo pentru că era pe 4 etaje, pe 4 caturi.
Da? N-a trăit. Și acolo te duci, lași 150-200 de euro, nu există, că treci pe la ecrane când cumperi bomboane, pixuri și așa mai departe, asculți muzică de Mozart cu tare și muzeul propriu-zis lasă că lași 200 de euro. Deci ai făcut dintr-un loc în care el nu a stat niciodată, n-a viețuit nicio secundă, un muzeu. Fără să aibă nimic. Băi, Elena, ne apucăm acum și construim aici. Vedem noi cum și îmbârligăm oamenii. Bă, se pare că pe aici ar fi stat. Nu știm exact. Bă, știți exact? Nu, cred că pe aici. Bă, nu mai minți eu, prișene, că chiar a trăit. Bă, știm exact? Nu. Hai să o lăsăm așa. Ok, a trăit sau nu? I-am făcut un muzeu. Dar nu știm exact. Dar noi știm ce și-a dorit Regina Maria. Dar noi știm ce a lăsat prin dorință testamentar. Dar noi știm că avem somitățile astea și personalitățile astea pe care peste un an, doi, trei putem să nu le mai avem. Și ce facem? Păi sugem o unghie. Și o scuipăm după aia, că atât pute. Lasă-mă cu boșorogii tăi. Am avut un singur om care m-a ajutat la Steaua, la FCSB. Valeriu Argăseal, care în 2008 a înțeles că trebuie să-i adunăm pe cei care mai trăiau. Iliuță Savu, Mladin și Apostol. Și am o poză cu trei moși. Eu le zic moși la modul frumos, adică nu... De drag. De drag. Moșie. Moșul ăla bărbos din ei, nu erau bărboși așa. Ăștia trei jucaseră în prima echipă a Stelei. Bătrâni, cărați cu taxiul, îmbrăcați imperial au venit. Nu tremura niciunul când i-am pus la poză. Când i-am pus pe perete cu Steaua acolo și a zis, Nea Iliuță Savu, care era Dumnezeu coborât pe pământ, singur om care bătea Google-ul. Era verde, ceilalți doi cu probleme de sănătate, tremurau, articulații cu tare, jucaseră în 47 în primul meci, acum era 2008, fă socoteală. Și lumea a început, ce ai adus, mă, boșorogii? Cine-s, mă, moșiște? Băi, termină cu moșiște. Mamă, cât ar fi vrut în lumea asta largă să aibă moșiște. Real Madrid să fie avut trei moși din ăștia de la primul meci. Nu aveau cum că Real Madrid e fondat în 1902. Dacă ai idee, zic. Când o fi murit ultimul moș care jucase în primul meci al lui Real Madrid, ce o fi făcut ăia? La Sevilla acum a murit un masor care a fost 50 de ani. Dăduse insignă de aur cu 2 ani. Insignă de aur care înseamnă că ai făcut niște merite imense. Masor. La noi știi vreun nume de masor în afară de Mitică Neagu? Și de la Steaua, teta, cine... tetea Hexan la Națională? Adevărat. Și masor știi tu? Ok, omul stătuse 50 de ani, îl bărbierise pe Schuchier, pe Polster, pe Maradona, pe Ilie Dumitrescu, pe Diego Pablo Ciolo Simeone, pe Gallego, pe Rafa Paz, pe toți care fusese pe Rafa, pe ăsta, pe Rakitic, pe Isco, pe Navas, pe toți care au fost la Sevilla în ultimii 50 de ani, nu? Pe toți care au fost la Sevilla în ultimii 50 de ani. Și-au dat insignă de aur. Un masor, nimeni nu știa. Adică în România. Și a zis, tată, ăsta a stat 50 de ani de zile într-un loc, ne-a reparat ciolanele la toți. Insigna de aur și-au venit toți la palco prezidențial și când s-a retras la pensie, a zis, e insigna de aur. Ce tare. Și noi... Mai am una? A, bata. De ce nu bei alcool? Nu m-am apucat niciodată de el. Nu-s bolnav, nu-s de ziua șaptea, nu-s pocăit, nu sunt adventist, doamne ferește, n-am nimic, dar am înțeles că ei nu consumă și astea. M-am apucat de apă cu întuneric și am zis, băi, dacă beau și vin, să nu mă doară capul. Știi? Nu, povestea pleacă de la Casa Presei, unde duminica era închisă, nu mergeau lifturile. La Casa Presei, ca să urci un etaj, scările sunt duble, pac, pac. Da, da, chiar. Ca să urci până la 8, care însemna de fapt etajul 9, da? Care însemna de fapt etajul 18, că fiind duble, îți trebuia o viață. Și atunci duminica, neexistând Glovo, Taz și așa mai departe, să zicem 3 și Bolt, ca să nu facem reclamă, tu când treceai pe acolo, luai 3-4 pachete de madalene, madalenele însemnând 20 de bucăți, deci 3 din alea erau 60 de bucăți, și două sticle de apă cu întuneric, de diferite naționalități, ca să nu mai cobori. Și urcai la ora 9. Ce să vezi la ora 1 noaptea când plecai, pentru că de la gazetă se pleca la 1 sau la 2 noaptea, pentru că aveai jucătorii din Spania, acolo e cu o oră sau cu două, dacă erau în Tenerife, diferență. Să termina meciul la 11 ora noastră, era 12 ora lor. Până făcea Gicuță Craveanu un duș, până și așa mai departe, să poți să vorbești cu el, să făcea ora 1, 1 și un pic la noi. Cum? Tu la ora aia, dar nu, doamne ferește, nu, adică să înțeleagă lumea de unde e protoplasma asta, că nu e lucrătură de acum un an, doi, sau mici, sau aia, mă, aici e lucrare de 30 de ani, gobleni, e țesătură, nu e așa, e două pe față, două pe dos. Da? Grea, adică nu, băi, gata, m-am mâncat ieri, am băut puțin și nu, nu, nu. Aici e retenție de apă de... Și seara, la ora 1, îți dădeai seama că linsese și 4 litri de apă cu întuneric și toate madalenele care erau și aici de bucăți. Ok, ți-a mai dat una ție, una cole. Bă, 50 tot am mâncat. Că luai pac, 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 să ucesc o pungă. Gâl, 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 mai desfăceai una. Gâl, 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 când seara, 4 litri de apă cu întuneric, care nu era cea mai mare calitativă, că mai era și Fruity Fresh-ul, mai era și ăla și American Cola, ce găseai jos. Nu da, era da. Ca acum, ha, păi cum mă n-aveați să dați un telefon venea? Nu, doi nepalezi, nu, nu, nu. Da?
și trei de alea de magdalene. Ce alte opțiuni mai aveai? Covrigi sau ce? Pâine sau cozonac? Ce să mână? Nu erau cu Glovo, cu astea vorbesc, 95-96, cu 25-27 de ani. 27 de ani. Și începea să ia... Păi da, știi cum suntem noi ăștia din presă de ne place șprițul? Hai la un... Bine, eu sunt cu Prosecco, de exemplu. Când ne întâlneam la sport, bine, eu am prins puțin sport spiritul, de exemplu. Dar mai ales voi, ca bărbați. Duceam pe toți acasă. Serios? Toți. Niciodată nu mă credea polițistul. Ziceam, prințule, nu-mi pune fiola cu o strici degeaba, n-am băut în viața nimic. Toți erau cu capul așa pe geam. Morți. Și spunea, ăștia 5 de lângă mata, 4, cât sunteți, mă, sunt morți toți. Și mata zici că nu te-ai atins de băutură în viața mata, da, bună gluma, mai ai altele sau asta e singura. Aia era să-mi duc să bău așa, Jimmy Sârb în partea ailaltă, așa, Morcovescu în partea asta alaltă, îl trăsesem și pe Făiniși mai încoa, care era un copil cu minte, dar l-am învățat și pe el lucruri folositoare în viață, toți așa erau, toți așa. Și eu îi căram pe toți acasă. Generație veche, îți dai seama, să-l duc să bău Jimmy Sârbu. Da, da, da. Și vorbind la 95-96. Marius, erau niște băieți jucători. Jucători, Ovidiu Drăgan. Da, ai da, de bravo. Viața noastră. Odeu. Da, m-am auzit că e bucătar acum, da, prin la, nu știu ce țară, la, nu? A fost la berărie, la H, făcea grătar. Ce chestie, frate. Plus Joxerul, Crapu, generația mai, Paulu și Andone, niște băieți imenși. Și pe toți ăștia îi duceai acasă și trebuia, nu stăteau toți într-un loc, într-o scară, ăla stătea acolo pe 1 mai, ăla stătea în partea ailaltă la Ferdinand, Crapu în partea ailaltă și pac, 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 și ăla te oprea. Trăiți la dăciuță cu stânga. 99, 23, 24 de ani. Aia toți așa, să țineau capul de geam, ca adormiseră. Trăiți, consumați, v-ați consumat băutură alcool. Iop, să moară viața mea, nimic. Păi uite-te pe băieții acum, sunt frâns toți în mașină. Domnul, nu știu ăștia care beau. Haide să punem fiul ăla. Domnul, stricața iurea, că nu era ca acum. Știi, să-ți dea moștucul ăla, punea, da, o stricața iurea. A, da, stați, că pe dumneavoastră vă mai știu, că ați mai trecut și alaltă seară, că noi în fiecare seară eram la geamuri, la geamuri multe la Bucegi. Mm-hmm. Tu îți dai seama că eu am ținut-o în Fanta 3 ani, 4 ani de zile, ei erau pe șprițache și eu pe Fanta și închideam cu Nea Vasile, care ne făcea clătite flambate și ne cânta la pianul de burtă la acordeon. Mamă, tăticule, aici e investiție, nu venim acum că să facem două flători și o genoflexiune, pe bune? Dar nu te trecea, adică când îi vedeai pe ăștia, nu, la șpriț acolo, hai, nu, mă, hai noroc, sănătate, la mulți ani. Și mie o Fanta. Deci că nu ți-a plăcut ție băutura, bei? Da, nu? Dar n-ai fost marcat ceva în copilărie? Nu, ai mei din regiunea Panciu Nicorești, dai seama, vin așa 200 de kg în pivniță. Deci dacă mă duceam în boxă cu un furton, mă făceam com alcoolic în fiecare seară. Dar nu m-am lipit de ea. N-am fumat în viața mea decât așa prosteală acum 2-3 ani într-a buc, așa să ne dăm în figuri. Și n-am băut cafea în viața mea. Și am zis, domnule, cola asta probabil că mă ține cafeina aia, până mi-a zis medicul, n-a pus 50 de ani fără AVC. O, zic, aia noroc. M-a lăsat două luni, m-am apucat din nou, că e bună rău. Da, eu nu... Odată de... apă să mă otrăbească. și ei noștri, uite cum stă o cola acolo. Unde e să... Oh, o să ies un pic din cadru. Băi, după aia să da, te premiez că da, te-am ținut da, aici. Cât avem? Hai, nu avem mult. Trecură două ore. Da, hai că e ok. Da, am rezolvat și toate astea. Am rezolvat și toate astea. Fii atent, mai am aici... Aoleu, iarăși mai fac ceva? Da, mai avem două jocuri aici. Asta se numește... Da, da, așa faci cu toți, nenicule? Da. Ce trebuie să fac? Asta e o carte care se numește Numerele Îngerilor, dar având în vedere că tu gata, nu ești cu de-astea, nu scapi, acesta poate fi considerat un mesaj de la mama ta. Am înțeles. Și tu acum te gândești la o situație din viața ta unde ai nevoie de, mai avea nevoie de un sfat sau o chestie pe care tu o vezi ca și cum, ok, pot să mă sfătuiesc eu pe mine, Cătălin. Trebuie să o zic sau să o am? Nu, bon, ia ta, așa, ia ta. Știi? Așa, doar mesajul îl zici, super. Și acum ori alegi tu o cifră de la 0 la 999, ori deschizi cartea și vezi unde ți se duc ochișorii și vezi către ce mesaj. Ce e mai bine? Adică tu ce îmi recomanzi? Să zic ăla sau să deschid unde o fi? Eu recomand să deschizi unde o fi și să vezi unde se duc ochii. Și vrei să le asociezi pe astea? Adică da, ce ele am se, da, exact. Ce ai tu în minte, ce nevoie ai tu bun, acum în minte, mesajul pe care îl pui ochii acum. Și dacă nu se pupăie, sunt două ciudățenii. Păi hai să vedem.
Le-ai făcute? Deci le-am făcute, nu? Deci deschid unde o fi? Da, și vezi către care se duc. Către... Bun, și stai așa ca să nu furăm. Da. Aici ați mai multe mesaje, adică și pe stânga și pe... Da, sunt și pe stânga și pe dreapta mesaje și sunt așa mai... Adică un mesaj are câte trei rânduri, câte trei rânduri, știi? Bun. Și tu și vezi exact unde ți se duc. Păi nu, facem așa, deschid așa și pun aici, de exemplu. Ok. Merge? Da. Gata. Nu te afli pe un drum greșit, ci doar ești îndemnat să îi îngădui divinității să preia controlul de aici înainte. Lasă-te în seama puterii sale. Deci nu sunt pe un drum greșit. Fii atent, fii atentă. Ci doar ești îndemnat, bun, da, să îi îngădui divinității să preia controlul de aici înainte. Nu merge, mă, n-am. Uite, vreau să slăbesc. Deci sunt pe un drum bun, uh-huh, dar cum să mă slăbească divinitatea? Că dacă nu mă duc eu... La sală, nu mai am unde să păi mai vezi legal. Ce mesaje mai primești de la ea? Păi să mă la sală. Păi du-te atunci. Păi m-aș și nu mai fugi. Am înțeles. Deci nu sunt pe un drum greșit, fii atent, asta e... Da, bun, da. E ok asta. Da. Nu sunt pe... Că putea zic că ești pe un drum greșit, atunci... Nu, nu, nu ești pe un drum greșit, dar... Dă-ți, știi ce, de fapt, ce cred eu că vrea să zică mesajul ăsta? Să renunți la nevoia de a controla. Și să te hai, lași nu mă băga în ceață. Lasă-mă cum e ok așa. Cum nu sunt pe, uite, nu sunt pe un drum greșit. Lasă-mă așa, nu mai mă duc mai încolo. Ok. Ia. Și aici avem niște cărți. Hai, unde ai, mămica, astea? Le-am cumpărat și eu. Și acum ce trebuie să fac? Și acum e nevoie să alegi o carte. Tot așa, să vedem ce mesaj ai. La tot la asta cu slăbitul sau... Nu, nu neapărat. Ah. Dacă tu vrei la asta cu slăbitul, da, ok. Ai și, ai și urâte și frumoase sau nu, cum? Nu, să nu mai pe frumusețe. Gat, pun-le așa, întinde-le. Trag ce vreau eu? Da, ce vrei tu. Uită-mă pe ăsta albastru de aici. Sau ce culoare. Și acum ce fac? Să-l citesc eu? Păi da, ia sau cum? Depășesc acum fricile și limitările altora. Deci depășesc acum fricile și limitările altora. Deci o frică care nu e a ta. Limitările alea mi le pun ei mie sau cum? Cumva le-ai preluat tu. Nu sunt ale tale fricile alea. Așa, bun. Și acolo, așa. Ia. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitat în abilitatea de a crea binele în viața mea. Sunt nelimitat. Deci sunt pe un drum bun. Da. Nu sunt pe un drum moslin. Nu ești pe un drum greșit. Cam tot da, pe acolo. Da. Și acum sunt... Asta ultima zi eu. Sunt nelimitat în abilitatea de a crea binele în viața mea. Sunt nelimitat în a crea binele în viața. Deci poți să fac bine cât vreau eu? Da. Să-ți faci tu ție bine. Hai să bem o cola. Păi ai zis că să-mi fac eu singur. Nu altcineva. Da, corect. Da, dar hai ești să bem o cola rece. În abilitatea de a crea binele în viața ta. Da. Deci, binele asta începe cu apă cu întuneric rece. După aia mai vedem. Mai ai alte vicii în afară de apa cu întuneric? Mănânc, nu se vede. Mititei. Dar asta nu-i viciu. Micul e ceva sfânt. Că doar nu mănânci mici în fiecare zi. Nu chiar fiecare zi. Adiță te pup. Adiță-i fratele nostru de la terasa Obor. Serios? Și acolo te duci să mănânci? Da. Dacă păi nu tu din militar ce cauți în Obor? Dacă nu vine... Mă duc eu la mic, vine micul la mine. Vine și îl comazi de acolo? Vine Adiță cu mici. A, înțeles, ai tratament special. Da. Ești client vechi, da, și fidel. Așa scrie acolo. La intrare la terasa Obor scrie Duță și Coprișan, băiat, colegul meu de la, fostul coleg de la Neața cu Răzvan, Duță și Coprișan, Maradona și Zidan, nu știi? Serios? Așa scrie. Așa scrie mare pe terasă, Duță și Coprișan, Maradona și Zidane. Și n-aveai și poză ceva acolo? Ah, dacă te-am făcut cu Duță acolo... Serios? Trăgeam în avans pentru Neața și am intrat acolo și vorbeam cu Hristos, a înviat, adevărat a înviat, că era, trăgeam cu două săptămâni înainte de Paște și a zis-o, Doamne, nu vă e rușine, cretinilor, vă bate joc cu Hristos, a înviat. Noi eram, ne filmam înainte, știi, seama, Hristos, a înviat, adevărat a înviat, dă-i cu bici, nesimțiților, veniți aici să pângăriți, Doamne, ne stați un pic, noi mergem, avem de filmat. Asta e televiziunea. Multe, 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 multe. Am făcut acum de întâi mai cu Chisul, 9000 de mici. Kiss FM a făcut 1 maiu și așa o să facă forever de acum încolo, 1 maiu între 8 și 12 din terasa Obor, între ei. Ai mai muțări și pe ăștia. Da. Au zis oamenii la Kiss, în 9 luni de zile de când ești aici, n-am văzut în viața noastră atâta cantitate de mici adus. N-am văzut.
Sorin de la Alioli, adică care a venit cu hamon, cu paelie, cu astea, după ce a terminat cu aia. Adiță hepaticus de 3-4 ori cu mititei cu tăi. Niște ceapă, niște, hai să nu, niște șuncă, niște... Dar acasă ce mănânci, ce-ți gătește orice, soția? Orice, și fier forjat mănâncă. Dacă serios? E moale și fier forjat. Adică îți place orice? Orice. Și dulciuri mănânci? A, nu, nu. Din Bob Kinder-uri, două pleacă către ăla mic și 6 către taxul. E, da. Nu există. Și fier forjatul, nu înțelegi, doar dacă să fie moale un fix, să poți să-l îndoi. Nu am mâncat în viața mea mâncare de bame și mâncare de praz, atât, că astea două nu mi-au plăcut. Dar rest, orice mișcă, orice vietate, că e cu coadă, că e cu patru picioare, că e fructă de mare, fructă de coteț, fructă de pădure, nu, e orice și scoarță de copac mănânc. N-am avut în viața mea figuri. Mi-ai dat doi crembuști. Și crembuștii erau. Crembuștii erau dumnezeirea la casa presei luni-vineri. Deci, duminica, când se lucra pentru luni, erau madalenele. Nu știu cum să le zic. Madalene salea, nu? Alea în pungă câte... Cu ciocolată, așa alea, și da, da, da. Madalene. Băi așa, așa. Așa scrie ca și 4 litri. Uh-huh. 4. Vezi, mă hidratam nimic. Dar nu mă hidratam corect. Luni-vineri era tanti Marina, Dumnezeu să-i dea sănătate, că nu mai știu ce face, care avea un singur fel de mâncare. Un oboroc imens, o oală imensă cu capac, de crembuși fierți. Ăia să mâncau cu pâine și cu muștar. Tone! Mm-hmm. Tone! Și tu vii acum să zici să încercăm cu avocado și să fac bine în viața mea și sunt pe o cale negreșită. That's... Luni, vineri, 40-50 de crembuști, cât erau? Câți mâncai pe zi? 7-8 ori, 5 zile, cât erau? Concret. Așa e. Erau 30 de crembuști? Cât înseamnă asta în carne? Cu pâine, câtă pâine băgai și aia? Duminica nu mai era tanti Marina că nu lucra, treceai pe madalene și pe alea, ani de zile. 95, 96, 97, 98, 99, ne-am mutat în Aerofina unde era același lucru, 2000, 2001, 2002, 2003. 9 ani de zile am lucrat la treaba asta. 9 ani. Păi și ai considerat și că dacă te duci să faci sport, ce te duci pe deoparte să faci efort ca după aia să bagi... Mai mă duceam cu băieții la un fotbal, cu Oache, cu Crapu, cu Joxer-ul, cu care mai erau, alergăcioși. Da, tu vezi acum, de exemplu, acum hai că ai mâncat, am mâncat cu toți aici înainte de podcast. Așa, bravo. Da, acum când terminăm, să zicem că îți vine foame, te și duci să mănânci, cred că ca și un fel de premiu, așa să te relaxeze, nu? Nu, sau da, cum? Oameni, știi ce se întâmplă? Mi-am făcut numai prieteni pe mâncare. Adică trebuie să dau doar un telefon, cum au alții pe la ce cârciu mă vin, l-am pe Hasan Bodrum, Turkish Kebab, în piață la mine, la veteranilor. Dau un telefon, fă și mie două aripioare, două Adana Kebab, dacă se poate picante, și o frigăruie de vită. Frigăruia de vită dau la tovarășa de luptă și de viață, eu Adana Kebab, cola și aripi. Aripile cu cele stiși, poți să bei apă plată, dă-ți tu cuvântul de onoare că după Adana Kebab, Shish Kebab, Urfa Kebab, poți să bei apă din asta plată. Apă minerală, că seamănă un pic așa. Nu, o? Da, ai stins-o cu apă cu întuneric, cu apă cu cavernă, nu faci nimic. Adică eu cred că te pedepsește Dumnezeu. Dacă tragi Adana și kebab sau Urfa kebab și picantă un pic și bea apă plată, ți-o face rău în momentul ăla, zic eu. Te ia cu smurdu, faci încurcătură de mație, indigestie, cum se cheamă asta. Înțelegi? Trebuie să... Și atunci ai dat aia. Te saturi dintr-o fiolă din asta? Uite-te cum e, goală, uite, goală. Dacă am câtă cola bei? Altă întrebare? Am băut la viața mea. Multă. Adică cred că aș putea fi fără probleme imaginea lor pe gratis. Nu vreau niciun ban. Poate că sunt alți, nu din ăla care să moară, știi, din ăla care a băut 8 litri, nu, dar un 2 litri. Adică exact cât are nevoie omul pe zi. N-am mai băut o apă din 86 de la finala Steliei de la Sevilla. Am 40 de ani de când n-am mai băut apă. Hai că uite acum ai băut. Da, tu uite-te cum ai intrat, uite, în două ore și ceva, uite. De-abia de intră. Hai de viață. Apa nu e bună nici la genunchi, asta este... Deviza ta. Șmecheră, da, de tot. Apa e bună la flori, doar florile cresc cu ea. Auzi, că ultima întrebare, tu când ești trist, ce faci? Ascult de peș. Da? Mhm. Și ce te întristează? Multe lucruri. Adică își dă la o bătrână în piață care nu poate să-și ia două banane. Mă termină în ziua aia, la revedere. Serios? Da. Și nu iei tu? Am luat de multe ori, dar de multe ori țipă la mine și zice că nu știu ce. Și zic, doamnă, nu vă fie rușine, că e ca și cum aș da bunici. A, adică de nu e de acord să-i dai? Da, da, da. Că eu am fost învățătoare, profesoară și... Multe lucruri așa, na.
și toate nedreptățile și toate, adică te mă întristează și faptul că stau 20 de minute pe pasarela către, care duce către nicăieri de la Virtuții pe banda 1 unde stă toată lumea și vin băieții pe banda 2, 3, 4, 5, 6, 7 să bagă până în față și aia mă întristează pentru că noi vorbim de România educată. Băi, până să învățăm fie FDX luate câte nu știu ce. Mă întristează că la terme toate domnițele merg cu părul dezgolit și le plutește părul în apă. Și vine ăla și le face semn. Și aia se ascunde a doua, a treia oară. Și la a treia oară Salvamaru vine și le face exact așa. Băi, te-am rugat de 3 ori mâncați aici gura până acum. Că dracu mai vrei, mă? Na, mă. Și scoate aia de jur, nu bag în el. Și scoate aia de pe mână și îi dă, uite că asta ta, ia, mă, și prinde spărul. Umilință mai mare ca aia nu există. Aia nu înțelegi nimic. Vine și face semn, vă rog frumos, numai îi plutește părul în apă. Sunt oameni lângă, nu e normal. Da, da, da. Și face așa, pleacă ăla poc de drumul. Ăla nu zice nimic, se întoarce, doamnă. Părul. Da, da, da. Îl ia, îl face așa. Da, gata. Să uită un poc de drum în fața mea. A treia oară, asta e România educată. Până să învățăm noi cu România educată a domnului Iohannis, haide mă să... Și a treia oară la vine zice, băi, ia-mă asta. Nu că nu, ia-mă asta și prinde-ți părul. Asta nu te întristează? A treia oară. În Turcia, pe sus, afară, din bazin, nu mai întâi o săptămână. Pac, ți-a pus pata la mala mână, marș. Vai că cum vorbim? Păi cum vorbim? Te-a rugat de 3 ori. Scrie clar. Scrie clar, vă rugăm frumos cei care, fetele care au părul lung, nu venim cu căscuță sau hai să nu exagerăm, strâns într-un coc prins aici. Ne intră până la ceafă, nu stăm cu el plutind așa în apă, așa. Stătea și sub un jet din ăla și făcea părul, uite așa. Și ăla a treia oară. Un om angajat, un salvamar, care nu-i treaba lui să-ți verifice ție părul. Ia mă asta. Plec de aici, acum, după ce termin cu tine și mă duc pe pasarela către care duce către nicăieri. E o singură bandă acolo. Da? Nu poți merge decât pe banda asta. Ei vin toți așa. Toți ăștia care am stat ca proștii pe banda 1, 20 de minute, ce poftiți, vă rog, intrați în față, că voi sunteți mai șmecheri, poftiți și lăsăm să intre. Aia ce e? Aia nu trebuie să te întristeze. E mișto, bă, eu am stat ca prost o oră, au venit aia. Și vin așa, și joc în față și a, dacă îți face semn cu avariile puțin, te pui, fratele meu, cu tare. Ai 70 de mașini de proști și 3 de șmecheri sau 10 de șmecheri. Aia ce e? Păi ce, bă, te întristează asta? Nu, fac o plăcere la nebunie. Cum? Ce să mă întristeze? Că lucrează la un refugiu, au 2 luni și jumătate să pună niște borduri și acolo se sugrumă tot din cauza lor. Mergem acum pe chei aici, sunt 3 mașini care lucrează la un canal de 2 luni și jumătate în fața la tribunal. E blocată toată circulația pentru că tu vii de pe bandă, ăsta ia trec în continuu și nu te lasă nimeni să intre aici. Sunt 3 mașini, zici că salvări, așa, care scurmă într-un canal, scot ceva, apă, nu știu ce. Bine, mai pe final, suntem, astăzi e 19 iulie când filmăm. Aia nu te tristează? Nu, ne râdem, mă nebunesc. Bun, știu, tu ai întrebat ce te întristează și tot ce se întâmplă și moartea unui prieten. Am fost la un meci de fotbal și mi-a murit cineva în brațe acolo o lună. Bă, lasă. În brațele mele. Știi cum e să vezi aripa morții când coboară pe un teren de fotbal la 11:30 noaptea ca în filme, ca în Ghost și zici, nu există, mă, nu cred. Și cum reacționezi atunci? Că până atunci n-ai mai salvat de la moarte 20 de inși. Și cum o anunț pe soție și pe un copil de 17 ani? Da, știi cum zice Julio Iglesias, la vida sigue igual, viața merge înainte. Să vezi atunci, m-am pus în fund după ce a plecat salvarea și am plâns 20 de minute. Descărcare, probabil. Cu toți aia șmecherii care fusesem înainte la fotbal și dădeam foarfeci și cu tare. Poc, i-a bubuit inima, poc cu fața, direct, n-a pus nici mână. De la fotbal, de la efort? Neștindu-se cu nicio boală, poc, 52 de ani. Mama. 2 copii, 17 și 12 ani. Asta nu-ți despus, dar asta e viața. Când întrebai ce te întristează, adică mă întristează, nu e pe același palier faptul că ea nu stau la coadă la semafor, da, și cu, adică sunt, da. Și ce faci, mă? Te-a marcat momentul ăla? Da. A doua zi m-am dus la chis și a trebuit să fac cateringă de la 7 la 10, că omul zice, bă, eu de-aia dau drumul la radio, nu să-mi povestești tu cum a... Fiul meu nu știe. Nu i-a zis, mai nevastă-mă știe. Că n-am știut cum. A, și îl știa și el? Nu-l cunoștea pe om, nu-l cunoșteam, da, nici noi, că venise după o aplicație, îl vedeam a doua oară în viață. Ah, ok. Și am luat telefonul, care nu era parolat. Și am desfăcut parola și am sunat la 2 numere de bărbați care n-au răspuns, că era 11 și 10. Și a treilea era Emilia. Și am apăsat pe ăla, peste cine am dat. Soția lui? Mamă, fanat.
Și Doamne, tu nu mă știți. Pe cine? Nu bag în ele nicio secundă. Sunt băieții care... Și îmi zice, sunt soția, dar ce s-a întâmplat? Hai, continuă tu acum, că ai fost șmecher. Continuă. Doamnă, a băut ceva, suferă de ceva, ce să întrebi? Să termină treaba. A doua zi dimineața aflăm că în salvare a fost declarat mort, doar pentru că îl văzuse pe Oprișan. Oamenii de la municipal au zis, hai să-l mai ținem puțin. Și să termină treaba. Și mă duc la chis și trebuie să fac și povești acolo, și să, că omul de-aia ascultă radio. Și când deschid Facebook-ul în ziua aia, deci asta se întâmpla marți seară, miercuri, la unul dintre băieții cu care am lucrat la ISM, că eu am lucrat la ISM, apare fundiță de aia de mormântare. Și fac legătura. Pe mort îl chema Bărbulescu, el e Viorel Bărbulescu. Și îi scriu. Bă, cumva e Eugen, că între aplase, da, era fratisul. Mamă. Un om cu care eu lucrasem 8 ani. Ca să vezi cum e viața. M-a sunat. Zic, știi în brațele că i-a murit? El face legătura. Doamna când a plecat la spital și cu copilul de 17 ani, eu i-am scris numărul meu de telefon, că am zis cum mă găsește. Și am zis, doamnă, de orice aveți nevoie, noi nu avem cum să mergem cu noastră în salvare sau astea, că nici nu suntem aparținători, nici nimic. Uitați numărul meu. Viorel dimineață îmi zice, cumnată mea mi-a zis că a fost un băiat acolo care s-a ocupat de ei și care i-a scris numărul. Zic, ia vezi ce număr e. Și zice, 0726 e al tău. Mi s-a mai făcut rău încă o dată atunci. Eu cu Viorel fiind colegi 8 ani. Murise frasul, brațele mele. Și eu ținându-o pe maică sa, pe soție și pe copil să n-ajungă acolo. I-am zis, nu vă las, puteți să dați cu pumnii în mine. Am chemat și un polițist, bă, zi, vezi că eu mă pierd. Stai lângă mine și o forțezi, că vreau să-l văd, n-aveți ce să vedeți ceva care e cu defibrilatorul pe el. Și copilul nu cred că vreau să rămână cu el. Și am ținut așa o oră fixă, să nu pasă atât, uite. Că lăsați-mă, nu? Nu, îmi dați un pumn în gură, îmi dă, bă, vin încă un pic, zic. Era și un polițist. Stai lângă mine, zic că mă pierd. Mă pierd rău. Ăla, spunând copilul, tati, nu pleca, stai cu noi. Și ăia, zic, zic, zic. Da, hai să nu terminăm nașpa. Da, păi asta mă gândeam. Păi m-ai întrebat ce mă întristează. Și ți-am zis ce s-a întâmplat acum o lună și jumătate pe terenul de fotbal. A cui e vină? Sunt chestiuni care nu se pot depista. Cristi Dulca aici a spus că el a jucat la campionatul mondial din 98, titular cu Tunisia, 98 și în 2000 l-a depistat cu probleme la inimă. Putea să moară direct în timpul unui campionat mondial? Cine depistează? Campionat mondial 98, România-Tunisia, titular. Sau Croația, nu știu, mă rog, cu cine a jucat el? Cu Tunisia, cred. Fotbalist profesionist, se transfera de la Beşiktaş la Sunea Mircea și a zis, te iau de la Rapid, vii cu mine la Beşiktaş. În zilele alea. Și când doamna de la Institutul de Medicină Sportivă, care ești, mă, Dulca? Eu, vino încă, nu mai joci. El jucase la nivel uriaș, cu Rapid, campionat României, titular în echipa națională la un meci de campionat mondial, Gianina. Murea pe teren, live. Probleme acolo, nedepistate, că e undeva pe aici ceva înfundat. Ce aparat să depisteze? Nici Dumnezeu aparatelor nu depistează. Nici la ECO nu cred că vezi. Nimic. CT-uri și... Da. Hai, știi ce mă gândeam? Hai să mai alegem un mesaj de aici. Păi și dacă e tot din ăsta, nu mai. Faci ca la copii aia, da, că să terminăm. Nu. Noi tot timpul am zis așa că terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Da. Știi? Da. Ea e a lui Șanfor, că toată lumea zice că este a lui Chaplin. Charlie Chaplin, când a trecut Atlanticul, a stat în cabină cu un băiat. Ei au trecut cu o companie de teatru, de vodevil, din Marea Britanie în America. Acolo era pământul făgădăințe, haide mă să merge. Știi cu cine a stat Charlie Chaplin în cabină? Cu Stan, din Stan și Bran. Ce fi fost în cabina aia, Charlie Chaplin și Stan Laurel? Mamă. Ce Caterinca o fi fost în cabina aia, ce gaguri, deci Stan și Charlie Chaplin. În aceeași cabină, cum se trecea pe atunci Atlanticul cu paghebotul, că nu treceai 7 ore, băgai! Băsleau copiii până acolo, băgau cărbune. Ce Caterinca or fi băgat ăia acolo? Ce or fi făcut? Acum pe Facebook vezi că Charlie Chaplin a zis asta. Este Șanfor, contele Șanfor. Un băiat care s-a privit în oglindă, s-a părut urât și a ars fața cu acid și așa mai departe. Dar el a zis așa, cea mai rosită dintre toate zilele noastre, hai să terminăm așa. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre e în cea în care n-am râs. Când ni se întâmplă ceva,
Băgă-mi râs. Și aia e. Auzi, dar apropo de Charlie Chaplin cu Stan, gata, asta mai zic. Tu, Charlie Chaplin cu Stan, tu te-ai văzut vreodată cu Banciu? A fost colegi. Și vă înțelegeați bine? Este singurul om căruia am pus mâna în gât. Aha, deci nu vă înțelegeați bine. Niciodată în viața mea nu am... Niciodată în viața mea nu m-am certat cu cineva, nu știu să mă bat, adică mie dacă îmi dai un pumn mai dărâmat. Da, ăsta te-a enervat. M-a trimis acasă de la gazetă, a zis du-te acasă, ia-ți puțin concediu. Nu e ceva de care sunt mândru, dar mi-aduc aminte cum i-am pus mâna în gât. Și că mă gândeam că, bă, amândoi sunteți cu cunoaștere, nu, și tu nu, și el și nu știu ce. Să moară mama, te omor aici. Au sărit să mă despartă, greu, nu e ceva... 2000. A, deci nu e chiar așa 1900 toamna. E, oricum sunt 23 de ani. Șef la fotbal internațional, sunt toți niște traducători. Traduceți tot. Unul scrieți de Marseille ceva ca lumea. Traduceți ca un scrib. O pișană ăsta. Radu, le taci din gură, te rog. Traducători toți, cum erau pe vremea egiptenilor. Luați o foaie, traduceți. Bă, te rog frumos, că-s colegii mei, nu mai vorbi așa. Scribi, te duci la notar, îi dai o foaie în engleză, el ți-o, păi, bă, că mea așteptă, și m-a ridicat și gata! A pus mâna în gât și m-a chemat redactorul șef și mi-a zis, du-te acasă o săptămână de zile. Când am apărut la ora 11 acasă, mama a zis, cătă Dumnezeu, ce s-a întâmplat, mămic? Ei, o nepotrivire de caracter cu un coleg. Dar vezi că nu te-au dat afară. Nu, dar mi-au zis ultima dată să nu se mai întâmple, să... Da, adică aveau cu tine, dar cu Banciu de ce n-aveau? Sănătos să fim. Doamne, Doamne, ăsta care nu cred, eu le împarte. Dar cine o fi acolo și a sus le pune pe căprării. Atât. Și am plecat ușor acasă, la ora 11 fix eram acasă dimineața. O săptămână asta lejer, nu mai știu dacă a fost concediu medical, concediu de odihnă, nu mi-aduc. A zis, odihnește-te o săptămână. Și după aia ce s-a mai întâmplat? Te-a mai zgândărat? I-a mai luat pe încă unii. Ah, okay. Am zis, vă omor pe toți. Am trecut de la unul singur care era un gașcă cu el. Ah, ok. Da. Dar el nu te mai zgândăra nici ele? Nu. Adică s-a potolit și el? A zis, măi, fii eu nebun, dar m-am găsit unul care nu-i întreg nici el la minte. Și a zis, ai mai bine să... Și a mai sărit la unii. Păi luava și put... Nu e ceva de care să... Da, mă, dar știi care e chestia? Cătă că asta te face uman, prin asta da, te văd și da. Oamenii. Bă, dar ești ăsta om, știi? Adică atunci are și el nu mai și... eram om, era fiar atunci, nu mai eram... Știi, aș fi dat în el ca un popă credincios în noaptea de înviere în toacă. Cu, da, sau cu ăla, cu ciocănelul. Ai văzut cum e în Rusia, cum se face cu da. Cu ăsta, cu busuiocul. Busuiocul, când moaie ăla. Da, și aia polițiștii toți. Da. Repet, nu e ceva de, da, la capitolul momente de care ți-e rușine, iată acest moment... Nu mai tăcea. Mă, dar ce bine limiți și pe ăsta, e incredibil. Sure, deci limiți genial. Gianina, bine, cu niște întrebări scrise, nu o duce mintea. Șase întrebări să pun, le scrie pe foaie cu pixul. Un scris inimaginabil. De copil de clasa a doua ajutătoare, pe cine mă... Foarte tare întrebarea asta. Înnebunesc de râs. Atâta, bă, te duce mintea. Ia, altă întrebare. Te consider deștept sau între și una și alta, bă, Gianino? Ești piesă, bă, fata mea. De aia, bă, vai de capul tău. Stai la un birou de, cu încă unul care vorbește mult și post și de până ați amintit și jucați cărți din astea, Gianino. De, ce e ăsta? Păcăriși? Ce? Împerechezi două și ai făcut o pereche? Ce ai făcut? Nu. Vii cu cărți de astea, de deschideți ea 509. Sunt recunoscătoare efortul de a-ți mulți, da, înmulțește-te tu, Gianino, întâi, găsește-ți un bărbat și mulțește-te, draga mea, nu veni cu cărți. Cine a scris-o, mă? Unu? Kylie Gray, mă, bine că nu-i gay, mă, atât, ai și dedicație, n-ai, mă, că trebuia să-ți dea și dedicație, lasă-mă în pace, faceți podcast-ul toată ziua, că nu aveți ce face, hai, închide-l odată să mergem acasă, că ne așteaptă și oameni mai deștepți, pune și tu niște întrebări, cantiene, ce este omul, ce poți să speri, ce este viața, astea sunt, Gianino, nu dacă mănânci, mergi dimineața pe stomacul gol, și bei lăptic, vai de capul nostru, presa românească la răscurce de vânturi, din patru litere buci, oprește-te din, că aici nu-i de râs.
Zi la ăștia, ai vedere și ai dracului acasă. Puneți mâna pe carte, că uitați așa ajungeți. Cica ăsta altul de vorbește. Toate poveștile astea le-am auzit. Și la Bobonete te-ai dus. Ai fost și la Milenialul ăla. Și la Unții Bulcă. Și la Du-te, bă! Și la Alimentară. Și spune-le. Vai de capul vostru. Și mai ai un defect, Gianina. Nu ții cu Olympic Marseille. Ce echipă ții din Franța? Ești vai de capul tău, indiferent de răspuns. Am terminat. Măi, e genial. Închideți. Atâta poate să spună. După o pedoarie de 4 minute în care n-am respirat, atâta poate să spună ea. Ești genial. M-ai flatat. M-ai flatulat, draga mea. Atâta te duce minte. Haide mă să plecăm. Dă cola aia că m-am năbuit. Dacă știam, 3 ore pierdute. 3 ore pierdut. A venit cu un bol în care se fac ouă, dragii mei. Că pui puțină sare, faci așa, uite așa de 3 ori și ai turnat și ai făcut omletă. Ia-ți cărțile astea, stând și bagă-ți-le în... Haide, ca am vorbit de Regina Maria. Ce? Haide, ești Regina chiromanției. Ia, uite cum am pus cărțile astea. Am lămurit. Ia și stai unile. M-am lămurit și cu Gianina. M-am lămurit și cu Frișar. Și cu Gianina, spălați-vă pe cap bețocola și aia acasă. Mulțumesc mult de să tot. Să rămână și eu. Deci m-am încălzit toată. Nu mai pot de râs. N-am mai râs de mult așa și cu lacrimi. Mulțumesc din... Mulțumesc. La revedere. Puneți mâna de citiți o carte. Că unii, Gianina, să știi că citesc ca să doarmă și unii, Gianina, draga mea, citesc ca să se trezească. Să nu uiți asta. Mulțumesc mult de tot, Cătălin. La revedere. Să nu mai aud de tine. Mulțumesc din tot sufletul că ai venit. Mult succes ai în continuare și... Mulțumesc frumos, Gianina. Și dacă treci pe la Oradea, nu mă ocolite. Să mai depănăm amintiri cu Totoșu, cu Onisie, cu Sfinxul Alexandrescu și cu o perioadă în care fotbalul românesc chiar avea de arătat lumii, nu ca acum când ne bate Șerif Tiraspol. Te pup, Gianinuțo. Și eu vă pup, domnul Ienei. Neimi. Mulțumesc mult de tot, dragilor, că a stat cu noi până acum. Am râs cu lacrimi, sper să nu mi se fi întins tare mult. Dar vă voiți toată ziua, că nu putem fi frumoase sufletește. Ne dăm cu rimel, waterproof, că ne băgăm și sub apă. Atât putem. Râdem și ne curge rimelul ca în satirele vechilor greci. Hai de capul meu, tragedie antică. Puneți mâna și mai vedeți o tragedie. O Antigona nimeni nu mai vede. Faceți podcastul, beți și vorbiți tâmpenii. Și mâncați mici. Mâncați mici și vă râiți apă cu întuneic. Atât vă duce mintea de la 1886. Hai de capul vostru, pârliților. Puneți mâna și țineți cu Olympic Marseille. OM! Dar tu chiar că n-ai voie, tu nici n-ai nevoie să bei în pana mea, că tu ești, adică ce mi-e că bei... Zice, bă, ăsta Gică Petrescu, că știu toate versurile lui Gică Petrescu, cap-coadă din cola, îți dai seama dacă și beam? Da, nu, adică era ceva prea mult pentru tine. De prea mult. Pune-i capăt odată, chinului ăsta. Ăstuia, ca să nu fim dobitoci. Mulțumesc mult de tot, Cătălin, te-am pupat și gata, să ne auzim de bine. Gata, acum. Dragilor, v-am pupat. Să aveți o zi frumoasă, o seară frumoasă. Ne vedem. Pa, pa!